practic și normal. Să faci o piesă, tu la 40 și ceva de ani, faci o piesă de dragoste cu trei copii acasă. Nu te întreabă nimeni asta, mă, despre cine cânți, mă, nebunule? Ia zic, cine e? Cine este muza ta? Ia se pare un lucru normal când ai ajuns la o anumită vârstă și ești și tată să, să îți schimbi și repertoriul totuși. Adică ar fi fost aiurea pentru mine să încerc să fac tocmai pe de cartier din 97. Se simte un stres? și se simte o ordare. România stă prost cu nervii. Asta cu siguranță că stă prost cu nervii, acum dacă și cu prafurile astea să agită și mai rău. E ca o cola de aia care o face așa. Înainte aveai una normală și acum o ieși și o face așa, asta e. Cred că a dispărut de empatia asta. Dacă țara asta ar avea psihologul țării, cum are, cum are avocatul Sfă... poporului. Avocatul poporului, nu știu, ar trebui să existe. Ceva trebuie să se ocupe de sănătatea mentală a românilor. Pui are nevoie de terapeut. Ai fost vreodată? Nu. Ai avut un moment când te-ai gândit să mergi la terapie? Nu, mă duc, mă spovedesc. ai terapeutul este, că, da. că... E greu să-i spui toate alea. <laughs> Mai ales că anul e lung. Concertele sunt multe. Încerc să fiu, o cât posibil, un tată responsabil. Nu mi-e mereu, dar Măcar încerc. Și un model pentru societate. Nu, asta nu încerc. Băi, nu, nu încerc. <laughs> Fiți atenți, că mi s-a mai zis de multe ori. Nu vreau să, nu mă las de model, nu vreau să fiu model pentru nimeni. Dacă vreți un model, și a, asta ar trebui, ar trebui să fie părinții. Părinții ar trebui să fie cel mai bun model. Pentru că ei sunt cei care te iubesc, că ei sunt cei care îți vor cel mai multe ori binele. Înainte la generația cu cheia cheia la gât, acum e generația cu cheia la nas. Așa ajuns să-i se spună cultura drogului. Și asta e cultura. Asta mi se pare că dăunează foarte mult prezentarea și în filme a fumatului sau drogului ca ceva cool. După ce promovezi chestia asta așa, după aia tu zici copilului, dar tu să nu faci. Cu și când ai vorbit ultima oară? Păi astăzi. Dar cel mai există. mult când nu v-ați vorbit? O lună, două, ceva de genul ăsta. Pe bune, de aproape 30 de ani, doar o lună, două ați... Da. La noi frățile astea care sunt în copilărie nu, nu se spar niciodată. Era vorba și de dependență și că era o victimă. Nu era... Adică așa am fost învățați și de părinții noștri și în cartier că... Tu trebuie să fii alături de om când are probleme, dacă ești prieten cu cineva, nu să fugi de el. Adevăratele valori nu se schimbă după vremuri. Purcari, rămâne purcari. Din 1827. What's it like? Always the truth. They could just tell when anyone is lying. Yeah. I, I think there's been a murder. Uh! Salut, sunt Mihai Morar. Bine ai venit la Fain și Simplu. Altfel, cel mai ascultat podcast aici, undeva în Balcani, în România. Vă mulțumesc pentru locul 1 pe care Fain și Simplu s-a așezat de ceva timp în top Apple Podcasts în România. Contează enorm, la fel ca orice vizualizare pe care o faceți și pe YouTube, oricărui episod, dar mai ales comentariile din subsolul clipului video. Iar episodul de astăzi, chiar cred că o să aibă multe comentarii, pentru că discuția cu Puia nu are cum să te lase indiferent. O poveste a unui băiat de sălăjan, mutat la țară și apoi mutat înapoi în sălăjan și devenit între timp tatăl matur și responsabil. E mai degrabă un interviu cu cetățeanul Puia, cu îngrijorările, fricile și revolta lui. Un podcast care ar putea purta titlul Cetățeanul Puia versus lumea de astăzi. Abia aștept să-l asculți. Episodul fain și simplu de astăzi îți este oferit de serviciul de streaming Sky Showtime, casa divertismentului de top. De loc întâmplător, Sky Showtime este locul în care am găsit și serialul meu preferat din această toamnă. Se numește Poker Face, sezonul 1 abia s-a lansat și de mult n-am mai văzut o poveste polițistă cu atât de mult suspans și atât de bine făcută. De altfel, scenariul e scris și serialul e regizat de Ryan Johnson, un artist al genului pe mine m-a cucerit de la cele două filme la cuțite, cu Daniel Craig în rol de detectiv. Dar să ne întoarcem la Poker Face, la serialul pe care vi-l recomand fără să clipesc pentru toamna asta. O să o îndrăgiți de prima oară pe Charlie Cale, o chelneriță de casino care, fără nicio pregătire criminalistică, are un nas incredibil de a mirosi când cineva o minte. Fata rezolvă prima crimă, își face dușmani în rândul infractorilor și de aici încolo o să fiți trup și suflet, alături de noua eroină care pleacă la volanul mașinii vintage în rezolvarea celor mai bizare crime. Dacă ați apucat să vedeți primele episoade din Poker Face pe Sky Showtime, platforma disponibilă pe Smart TV, telefoane mobile, tabletă sau direct în browser și l ați trecut deja în lista de favorite, scrieți-mi în comentarii dacă simțiți și voi că e noul vostru serial preferat. Iar dacă aveți și alte filme sau seriale pe care le-ați văzut pe Sky Showtime, apreciez dacă le share cu mine și cu ceilalți din comunitate. Acum însă, Opriți planeta, vorbește cetățeanul Puia. Un moment cu adevărat valoros e rarissimo. Celinii prețuiește fain și simplu. Bine ai venit la fain și simplu. Zic ție celui care asculti și ție celui care și o ascult. te așezat cu mine la masă. Bine ai venit, Puia, Dragoș. Te salut, Mihai. Familia Pui Mic. Da, Pui Mic, acum e familia Neapuiu. S-a mai mărit. Adică n-ai ajuns doar la vorbele lui tu ai ajuns și la vorbele da, lui Da, da, păi eu ușor-ușor ajung și la poreclă, că n-am ce să fac. Puia, puiu, puiule, pui... și pe acolo ești. Hai și ce fetele ce poreclă au? Fetele nu știu ce poreclau. copiii pe la școală ar trebui să să știe. Momentan sunt în faza în care să, să clădesc poreclele. Adică nu ți se spune sau nu auzi din curtea blocului domnul Puiu, puteți să l lăsați pe domnișoara Puia nu, la un nu, film? Nu, nu, știu, nu, nu prea. Copiii au un uh, talent de ăsta să tacă de gură de când și nu, nu fi nimic, știi? adică de unde râd și să hăhăia când apare un adult e liniște, nici, parcă nu se întâmplă nimic, știi? Și te simți și pleci, nu ai ce să, ce să discuți. Deci, cea mare Melisa, nu? Da, Melisa cea mare. Iulina. Cât are ea acum? 13. după aia Iuliana are 11, și după aia Natalia, 6. Deci e... sunt toate la școală, pleacă dimineața la 7. Au frecvență, prezență. Da, au, da. Au, au, da. Acum văd că îl întorc mai repede, că sunt școli în renovare, fac o. nu știu, o chestie de asta că s-au orele. da. Dar le-ai dat acolo în cartier? Da, da, chiar nu lângă casă. eu consider că școala generală te învață să scrii, să socotești, să ai niște noțiuni de astea. Nu poate să te facă savant cele 8 clase. Poate după aia, știu, pe la liceu, pe la, eu știu, când te mai mărești, să începi să ai și tu păreri despre viață și despre ce vrei să faci cu ea. Mm -hmm. Și atunci te focusezi pe anumite chestii. Dar la început, da. Dar ce te îngrijorează mai mult? Educația din România sau școala din România? Nu mă îngrijorează sincer să fiu nimic. Momentan n-am. Sunt foarte. În legătura bine. cu fetele în tale? Un loc, bine. În legătură cu fetele tale, sănătatea e pe primul loc. Adică sănătatea mentală și fizică mă interesează pe primul loc. Nu consider că. Uh, toți copiii trebuie să fie doctori sau trebuie să fie avocați sau ce știu eu. Uh, nu, mă, nu mă suport să fie vreun bucătar sau uh, ce știu eu, instalator, orice uh, dar să-i să placă să facă, știi? Uh, educația se face și acasă și la școală acum s-au obișnuit să... am observat că uh, foarte mulți uh, parcă vor să ia rolul profesorului și își dau cu părere ce trebuie să fac acolo, nu face bine, sunt șapte mii de discuții. Copiii au discuțiile astea și încep să discute și ei despre profesori și s-a făcut așa un soi de discuție peste discuție că, na, școala a început să fie un pic luată la mișto. Eu unul consider că cât să faci acolo, ce să faci, e bine. E bine că măcar nu trebuie să scoți bani din buzunar. Foarte mulți pentru exact. școală. Școala, adică, așa cum e el sistemul nostru public, e ok. Nu poți să zici că dacă vrei să ai, nu știu, școli de astea super șmechere, trebuie să scoți o grămadă de bani din buzunar. Adică, eu am văzut cât costă școlile particulare. Lasă școlile particulare din, din România, da? Știu pe cineva din lumea fotbalului, care. Vă mă rog, de-aia e lumea fotbalului, ca să facă bani pentru educația copiilor. Da. Și s-a dus cu fetița, a dat interviu la, pentru o școală privată din Elveția. 120.000 de euro pe an. Taxa de școlarizare. Și a fost respinsă. Că la și gura. L-a primit și pe. Kim jong N-a avut dosarul bun. Elveția nu primește da, pe tine te îngrijorează, vorbind despre școală, nici măcar mediu? Uh, uh, Mediul. Uh, acum, uh, na, uh, sunt într-o școală în cartier. Mediu este ora unde și stăm. Nu mm -hmm. pot să, dacă mă îngrijorează, înseamnă că trebuie să mă mut. Uh, nu știu dacă ai observat, dar se pare că cele mai periculoase medii sunt astea cu lume bună. Cu copii cu bani, nu cu copii fără bani știu, sau cu copii de cartier. Știu niște medii de asta de pe nord uh, de Adică, surprinzător, ăștia ar fi trebuit să fie mai cuminți, dar ăștia nu sunt. Uh, cred că nenorociri poate să se întâmple oriunde. Acum, nici nu poți să ții copilul într-un glob de sticlă. Să, la un moment dat se va lovi de ceva, că e în cartier, că vezi că au probleme și ăștia din cartiere și au probleme și ăștia din, și ăștia din cartierul Sălăjean și ăștia din cartierul Pipera Uh, mai multe și din Piperavă că au început să aibă probleme Așa că uh, Da, uh, vreau să mă gândesc În Franța, în ce se întâmplă Hai să trecem la subiect Ia zi. Pentru că De fapt, ideea de a face podcastul ăsta mi-a venit Astă vară Când Gabriela, soția mea, mi-a trimis Pe WhatsApp uh -huh. Deși eram în vacanță împreună, dar na Comunicarea E foarte mult pe WhatsApp Pe grupul da. familiei da. Uh, Mi-a trimis postarea asta a ta, în care e scris așa. Copii care se sinucid, își pun capul pe linia de tren la 16 ani, se spânzără sau își dau foc în plină stradă. Copii care omoară alți copii, copii care își omoară părinții, părinți care își omoară copiii pe care i-au crescut. Abuzuri, pedofilie, răpiri de copii. De ce? Cum se ajunge aici? Așa a fost mereu sau e ceva care a apărut în ultimul timp? Pe toți îi preocupă ratingul, după care iar liniște... Lumea e bolnavă și aș fi curios, curios să aflu de ce. Chiar nu vrea nimeni să investigheze ce e în mintea copiilor? Rămâne o știre și atât? Da. Să știi că m-am întrebat de multe ori chestia asta și chiar a e un, nu, a, nu a fost uh, o postare uh, știi cum să face acum, ce prinde sau... Chiar am întrebat pe bune, chiar m-am uitat să văd ce răspunde lumea. Bă, are cineva vreun răspuns? Pentru că e clar că Uh, nimeni nu investigează problema asta. Mie mi se pare că uh, asta ar trebui, nu știu, când un copil își dă foc să sinucide, indiferent care e motivul, asta ar trebui să țină discuția luni de zile până când se află sau, nu știu, cineva să... Nu știu dacă există, dacă țara asta ar avea psihologul țării, cum are... Cu are avocatul Sfă... poporului? Avocatul poporului, nu știu, ar trebui să existe. Uh... Cineva, ceva trebuie să se ocupe de sănătatea mentală a românilor. E clar că e o, o boală și nu mai vorbim și de adulți care au fac, nu știu, să și aruncă copiii pe geam să se înucidă ei. niște ciudățenii, dacă sunt e care, nu știu, chiar sunt curios dacă înainte se întâmplau sau nu se întâmplau. Zi-o pe asta, pe vremea mea. Pe vremea, mea, nu, că pe vremea mea nu știu, nu știam, că eu am, sunt ultima generație de pionieri. Uh, nu prea să știau lucruri. Și, na, în anii 90 să discuta de cu totul altceva. Puteai sta te arunci de pe geam cât vrei, că nu, nu scrie nimeni de tine, nu erau telefoane... M-am gândit și la chestia asta că poate din cauza că există că, că informația circulă atât de repede și se află toate lucrurile foarte repede pentru că și noi când eram copii făceam foarte multe tâmpenii dar nu aveam cine să știe nu te filma nimeni nu spunea nimeni mai că ta că te-ai văzut până poate să întâmpla ceva era, trebuia să faci multe rele adică acum la școală toată lumea telefoane, să filmează ia uite s-au bătut unii toată lumea se bătea la școală și înainte Ah, uite, bla, un milip mea. a, uite, la umilipul ăla, s-a întâmplat. Mai... Dar mi se pare foarte simplu, facil să dai vina, ok, educația e de vină, dar ce înseamnă, de fapt, educația? Educația poate să fie școală și educația primilor șapte ani de acasă, că vrem, că recunoaștem sau nu, sunt părinții. Și un pic despre părinții aș vrea să, să vorbesc, pentru că în fiecare caz despre care vorbești tu în postarea asta a ta manifest, Uh, practic, dacă te duci pe firul cazului, până la urmă ajungi la părinți și în tragedia de la Vama Veche, cu respectivul băiat care a nenorocit uh, două familii. Inclusiv pe el, și, și, pe el. Dacă mergi pe firul poveștii, vezi că mama e cea care încerca să-i șantajeze prietenii ca să îl scoată bazma curat. Da, nu știu, nu pot să mă bag în discuția asta că nici nu cunosc foarte multe mm -hmm. detalii. Revenind la subiectul dinainte, pe mine mă frapează modul în care se întâmplă lucrurile astea, ok? Copiii fac anumite chestii, da? sunt foarte violenți în primul rând, adică sunt cazurile astea de s-a și repede a scos cuțitul, bam, bam, că adică, ce sânge să ai să scos cuțitul și să o pe ce? Nu știu, nu mi era așa, așa să tai o, cu găină la țară, când tăia găina la țară și, și spunea asta un băiat crescut în Sălăjeană. Adică... Da, adică, da, da, mai vedeți că... Nu să la se cu bătaie, mai bătaie, dar, de exemplu, dacă vedeai că omul a căzut pe jos, mai continuai să se faci ceva. Aici parcă e de dragul violenței, face, face asta doar așa ca să se simtă bine. Și atunci când faci, când ești violent doar ca să te simți bine, atunci înseamnă că ai o problemă. Și când treci pragul ăsta deja de a, -a ucide, nu, nu, anul, însă și gându-ar trebui să te sperie. Uh, dar acum e parcă... Hai un pe mai hăcuim azi? Uh, aici e o, o, o problemă. Eu cred că... Nu, nu, nu știu ce să zic. Sincer să fiu, nu știu ce să zic. Cineva poate mai... Uh, 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 priceput, ar trebui să ia cazurile astea să să le analizeze. Deci tu, tu spui că... că am avea nevoie de un, minist de un minister, de un psiholog al poporului, de o instituție care să vadă ce în mintea noastră, de fapt, și a copiilor noștri. Da, ar trebui să. să, să în primul rând, să nu mai ascundă uh, mizeria supreși, știi, că um, să, să tot discute de droguri. Știi, acum, văd, toată lumea e oripilată, droguri, droguri, droguri. Nu dacă când au lăsat drogurile alea legale, ani de zile. Exact. Eu mă duceam la concerte și erau copii de 16 ani care trăgeau în fața mea legale, magic și ce mai era pe atunci. Și nu le făcea nimeni nimic. Au fost ani de zile magazinele deschise. Păi ăia, ce crezi că au făcut după ce s-a închis? Hai să fi... Sau și ăia și ăia care aveau magazinele. Au trecut în partea asta la Și era 10 lei plic cu 20 de lei, nu știu cât era. E, Dintr-o dată, deci 2-3 ani, atunci nu se mai întâmpla nimic. când era pe față, era un pur și simplu pe față. Asta cumva este... O, aici și... A fost o complicitate și cu cei care au, lăs care au lăsat lucrul asta să se întâmple. Pentru că... na, uite că s-au creat niște generații de dependenți. Plus că... Da, tu vezi asta în cartier. Eu, de exemplu, uh, și-am mai povestit despre asta, am un cafeneau în centru vechi. Centru Vechi era cel mai vizitat loc din București de către turiștii străini. Numărul lor s-a împuținat foarte mult pentru că, de obicei după pandemie, Centru Vechi a devenit un fel de ce era Gara de Nord în 2000. Un oh. rai al drugaților, orolacilor, dealerilor. Nu știu dacă ai mai fost recent în Centru Vechi. Ziua. Nu, Ziua, nu, nu noaptea. Nu prea, nu prea nu, nu, nu Vezi oameni care efectiv să te vălesc pe jos. Oh, se vraj, bine. se ringi. așa mișto în centru vechi. foarte <laughs> curios acum, uite, că să mă duc. Să-i zic și lui Sisiu să fie. Adică... <laughs> șulea, e centru vechi, s-a <laughs> Mi se pare că acum niște ani discutam despre lucrurile astea ca despre ceva foarte departe de noi. Bă, alu ăla s-a drogat sau ăia bogați se drogează prin, prin herastro. Dar acum am ajuns să normalizăm situația asta. Să o vedem sub ochii noștri și mi-e de asta mi-e teamă, că ne obișnuim cu ea. Nu no, știu, eu am văzut pe ăștia când sunt mic de tot la... cum era. Înseamnă că eu mi-am trăit toată viața în centrul vechi și n-am știut. <laughs> Haidea, cum da, hai, acum dau seama. hai cum era în copilăria ta? În jurul tău, în păi centru vechi, exact cum spui tu, în anii 90, așa era în Sălăjan. deci exact cum ai explicat un centru, așa era. Uh, cel mai răspândit drog era heroina, pentru că uh, devii foarte ușor dependent și uh, foarte mulți nici nu... Știu pur și simplu nu știau ce, n-au văzut în viața lor un om care e dependent de heroin. Orică, orică îi bea o bere, orică te duceai să tragi, să tragi. Era egal. Mergem, domnule, să ne distrăm. Așa era. Și... Din distracție, bineînțeles, deveneau dependenți După aia, târziu aflau. afla Păi, la -o, cuteva, la o săptămână era sevrajul de la heroină Era ceva de genul um, durau foarte rău oasele, deci avea așa niște stări de astea de ca și cum ești foarte răcit, dar ești, te, 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 durea totul. Și aveai nevoie imediat de... Da, și erau tot timpul într-o priză de asta, se duceau să și adică... Mereu m-am gândit că dacă s-ar gândi lumea la, la făcutul de bancă o să gândeau ăștia la făcutul de bani pentru droguri, deci erau milionar toți. Deci te fiecare zi trebuia să fac rost de un milion sau de cât era la știi? Și erau, deci făceau absolut orice. Și uh, chestia asta s-a desfășurat foarte mult timp până la un moment dat când uh, cred că probabil și din cauza unor razii mai mari sau eu știu, au început să ia din dealer, lumea s-a și prins văzând ce efecte are asupra oamenilor, adică începea să-l vadă pe ăla, că s-a degradat, ăla murea, ăla era la pușcărie, deja avea exemple și atunci toți încercau să scape. Bă, nu mă apuc. Sau, nu sau, mă apuc. sau, sau nu, când vedea așa ceva, clar că pf, nici dacă venea unul să-ți o dea pe degeaba, nu vrei să deci așa, Asta era anii 90. Anii 90, da, anii 90. Dar asta a fost pe fondul, cei mai mulți, dacă 90% erau o necunoștință de cauză. Deci pur și simplu știau... Ce o să-i aștepte după aia? Eu cred că uh, lumea asta care se ocupă cu prevenția sau cum știu ce, ar trebui, ar trebui cumva să să facă să instruiască oamenii, știi, să știe bă, totuși, una e marijuana alta e berolina. Ai avut tovarăși dincolo de ce cânti și dincolo de povestea lui Sișu. Ai avut tovarăși nu știu, copii cu care ai crescut la bloc, care s-au dus da, da, da. Am, particip... am început să... Ea... La un moment dat am început la multe mormântări. Da. A luat prieteni, tot. Ușor, ușor. Oameni de vârsta ta? Da, de vârsta mea și colegi de clasă, de la școală. Sincer să fiu, nu-ți venea să crezi, dar... Da, așa s-a întâmplat. Am fost în decurs de câțiva ani la 5-6 mormântări de oameni de vârsta mea cu care am copilărie care au din cartier și care pur și simplu se cedează organismul când faci ani de zile dai seama, 10 ani, 15 ani mai ales că pe măsură ce tot faci creștești toleranța și mai tind să le și combini cu altceva, nu știu oricum e clar că sunt multe exemple. Dar tu cum te-ai te ținut departe? Păi în primul rând i-am văzut pe ăștia, mă arătă. A o rău de tot și uh, uh, să vezi niște oameni care se degradează atât de mult în așa de scurt timp și care sunt în stare să facă orice pentru chestia aia și care na, trăiesc practic doar pentru treaba asta nu are cum să nu te miște. Acum... Dar tu uh, l-ai pe, pe frate do? nu? Da, frate Alexandru, care a murit în Italia, a murit același motiv. e, îți dai seama, sunt niște exemple palpabile, poate... nu, cred că foarte mulți care sunt curioși de domeniul ăsta n-au văzut cum arată niște oameni. Bine, acum cum, sunt și niște droguri asociate cu distracția, știi? Cum a depinde. Ăștia erau pe heroină, era o altă... Dar s-a întâmplat. Sunt... Deci anii 90 au, au fost ei heroinei. Da. După aia a fost liniște în cartier. Păi da. Care a intrat pe la pușcărie? Care s-a dus la cimitir? Care a da, plecat da din țară? Dar pe știai? Știai cine sunt? Erau, nu erau tot tovarăși Pai, de voștri? Uh, dealer. dealeri, nu poți să le spui dealer. Că ăștia se dealereau între ei. Știi? Se ducea unul, cunoștea pe cineva care, de exemplu, se ducea unul și la pentru cinci. Ca să-i rămână și lui ceva. Uh -huh. Știi? Trăge... Nu erau dealer, practic. Ei făceau așa între ei un schimb, du-te mă tu. Și așa au apărut foarte mulți traficanți arestați, în ghilimele, că. Da, poliția consideră că și asta e un trafic, știi? Dacă noi suntem trei inși într-o cameră și zic, du-te tu, Mihai și Iane, uh -huh. tu ești dealerul nostru. Astăzi. Da, astăzi. Dar mâine, dacă te spui, <laughs> sunt eu. Și uite, așa. Bun, Depinde și s-a curățat, curățat, cartierul Da, perioadă. nu știu, după la un care... moment dat am văzut că au dispărut, dar după aia au porul legale le astea, când au porul legale le astea, iar au început. Deci toate problemele. Le-a luat de la zero, că erau și, cum zice, și legale. Și în sine, când spune cineva că ceva e legal, te gândești că nu are ce să-ți facă rău. Că doar nu, oamenii nu sunt nebuni, domnule, ca așa au zis. Nu sunt nebuni, domnule, ăștia să-i lasă la vânzare așa dacă îți face ceva. De capul meu. mai mai țin minte când am făcut protestul ăla la, da, la, da. la guvern? Panică la etnobotanică. Păi și după aia chiar s-a întâmplat ceva. Adică s-au închis șopurile astea etnobotanice. Dar și atunci era o era pandemie. Era de târziu. Deja a trecut doi ani sau nu știu Ei, cum. Muriseră o grămadă de copii. De... Acolo a fost și mai nasol. Deci alea au fost mai nasoale decât heroina, dacă-ți vine să crezi. Am văzut... Acolo a fost un val de... Deci știi care era sevrajul de la astea? Era direct sinucidere. Era o depresie atât de mare mm -hmm. că aveai cazuri de astea de copii care s-au aruncat după bloc, eu ce și acum, unul și-a băgat foarte ca în gât, altul să spun zura în parcă, sunt cazuri care le știu eu, nu-ți povestesc din ziar. Deci aveau de astea halucinații, pur și simplu vedenii, erau aproape niște zombi, i-a făcut niște zombi. Și toate cazurile astea au fost trecute în Acte. Ar, în acte ca stop cardiorespirator, sinucidere, adică, iar n-a intrat nimeni pe fir să vadă, păi da, ăsta acum, păi că acum ajunge un ani. copil să sară arunce după o mână, bunule. Păi nu, că aici statul român, acuz 10 ani, 10-15 ani, putea fi acuzat de genocid, pentru că statul român ținea magazinele alea legal deschise deci, și cu complicitatea statului român <laughs> și-au omorât o generație. Deci, credem mă că mă la și minte, că m-am zis la un concert la Tecuci și înainte să intru eu, deci era numai muzică de aia, rave, dar ceva care n-ai mai auzit. Zici că era din iad. Nu mai druși pedale și zic, mamă, ce fac eu ce le când la Și când da, zic, că erau... Erau, băi, toți erau sparți Și când, era un bal de boboci, adică nu era așa. Și când m-am dus, DJ-ul, el avea pe platane făcute linii și trăgea. Și zic, ce cu ăștia? De ce fac cu ei? Când nu aveți și eu, acum când mă apuc să când ale mele, îi pare că sunt bluzuri. Și ce ai făcut? Ce am făcut? Mi-am făcut treaba în continuare. și au reacționat? Au reacționat, păi, l-am... M-a pe calea cea dreaptă, măcar jumătate de 40 de minute, după care a luat-o la... Din... Bun, a trecut treaba cu etnobotanicele. După care iarăși pare că păream că am scăpat. Păi nu păream, că asta spun. În momentul când s-au închis magazinele, cred că adică, cu siguranță consumatorii au rămas și și dealerii au rămas, doar că s-au făcut și au luat mașini cu geamuri fumurii și au închis termopalele și și-au pus geamuri fumurii. Și a dat s-au întâlnit, nu și nu s-au mai întâlnit. Și în... mi se pare că punctul în care suntem acum, E un punct în care n am mai fost, pentru că da practic bine asta... s-a răspândit peste tot. Adică eu am văzut oameni de 50 ceva de ani care consumă. Auzi, zi, știi cum e? Vrem o țară ca afară. Uite că avem o țară ca afară. nu toată lumea a că să fie și la noi ca afară. Uite că e ca afară. Ce ne să vă mă mai supărați? Așa e în afară. Ai, ai fost vreodată în afară să vezi câtă lume face chestia asta? Și știi ce, ce mă miră pe mine? Că uh, noi ne mirăm acum că copiii consumă droguri. Dar asta e substanța cea mai promovată și, dacă te uiți, nu cred că există film pe Netflix fără să fumeze vreunul în joint, să tragă o linie, să scarfezi toată tricouri cu el, ceapă el, nu știu care, toate poveștile sunt despre chestia asta. Ablito, ca, astea. A, ăștia sunt uh, eroi, ca să zic așa. Și, bine, și muzică, dar na, artiștii și mai povestesc și viața lor acum. Uh, uh, dar, în principiu, cam asta e o, un soi de cultură. Așa, așa ajuns să-i spună cultura drogului. Și asta e cultura. mă rog, și după, tu, după ce promovezi chestia asta așa, după aia tu zici copilului, dar tu să nu faci. Deci ne-am uitat la el ce apoi, dar tu să nu fii ca el. Că uite, el era milionar, dar tu nu o să fii. Dar tu n-ai pierdut niciun episod din Narcos, Da, știi? da, știi, te-ai uitat la Narcos, dar știi, cum mă gândesc? E ca și cum pui, stai la nuntă cu copii, știi? Toată lumea să-mi Mama, bunica, da, bem Nu știu ce, și cu aia vine copilul, bea și el un pic. bă, ce faci? un dă câte una peste mână. Nu e așa. Adică, cumva, e un tot. Nu se poate uh, rezolva așa, doar. De, acum, rezolvarea. Și dai vina după aia pe anturaj. Băi, Rez... nene, tu l-ai expus la toate lucrurile astea și nu ai spus ce e bine și ce e rău. Anturajul. Anturajul. E, anturajul a ajuns să fie telefonul, nu mai e nimeni, aturațiu. nu se mai întâlnesc nimeni cu nimeni, acum telefonul e anturajul, îți spun sincer, nu se mai întâlnesc nimeni, se, se telefonul, acum Pe ale și tale acolo, nu ies în fața pai, blocului? Păi da, că le-am luat telefon. <laughs> Le-am luat telefoane, să te-o spun sincer. Păi și să văd ele între ele? Nu, nu, Sunt întâlnesc cu oameni reali. Acum au și le activități, se duc pe la volei, fac sport. Cu, se întâlnesc cu alți copii cărora și lor părinții le-au luat telefon. Da, da, pro, da, că se duc pe la volei. Da, exact. Că au, că, la un moment dat, când nu mai ai ce la cine să te uiți, că, să vezi ce face pe TikTok, Încep să, să găsești activități normale. Și, da, acum... Cam asta se întâmplă dacă telefonul e în tău, acolo nu știi ce se întâmplă. Eu am văzut niște chestii foarte ciudate, adică noi ne, ne facem probleme. Au loc cu cine umblă copilul? A, să vedem, umblă cu GG, A, DJ nu arată bine. Dar acolo poate să-i întâlnească șapte mii de DJ care nu știi ce e în capul lor și ce învață, că acum... Toată lumea. E mod asta cu tu, să te uiți la oameni care te învață de diverse lucruri. La podcasturi. La podcast păi, da. da. La noi nu vrem să învățăm pe nimeni nimic. Noi discutăm între noi acum. Acum nu. Nu suntem Acum nu e un, un episod cu vreun coach sau vreun terapeut. E doar ah. puia, pur și simplu. Puia, da. Puia are nevoie de terapeut. <laughs> ai fost vreodată? Nu. Dar ai avut un moment când te-ai gândit să mergi la terapie? Nu, mă duc, mă spovedesc. E, ai terapeutul este, că, da. este, că... E greu să-i spui toate alea. <laughs> Mai ales că anul <laughs> e lung, concertele sunt multe. <laughs> Și faci curaj de Paște, de Crăciun, îi mai schimbi să nu fie același mereu? Schimb terapeutul? tu? nu, am pe... Duhovnic. Um, da, care mă duc, dar mai sunt ani când îl sar. Să nu, mai să anul ăsta, nu pot să-i zic. Mai trec la anul, știi, poate uită. Că trebuie să-i zici din anul ăla, nu-i Al altul să prescrie, știi, cum ar fi. Și îți dai contoarul, de păcate, pe zero păi, -aia nu ce... asta e ideea, ideea e să fii cu Păi nu, mi-e dau pe zero tu... și avunul pe zero, încerc să-l păstrez și eu, kilometrajul cât mai bun când mă întorc data viitoare. Acum, păi stai un pic, încerc, cât la... fiecare, spun, la fiecare, o, e o luptă întreagă, acum, toți încercăm să fim mai buni, să fim mai, și cu toate reușim, cu toate nu, dar, prin simplu fapt că ești nevoit să spui, să te auzi spunând, am făcut asta, am dresat asta, nu știu ce, și bineînțeles și sfaturile pe care le primești sunt pe măsură că sunt din partea unui om care nu are treabă cu lumea din care vii tu, uh -huh. măcar stai și te gândești. Stai și te gândești și gânditul ăsta măcar că ți atrage cineva atenția, că bă, nu e bine ce faci, că vezi tu, noi așa în tot tăvălugul ăsta de informație, de... sunt oameni care te sfătuiesc, că la un dat, nu mai știi dacă ceea ce faci e bine, dacă nu e bine, că... Deci, dacă tu îl vezi toată ziua, poți dă do că fumează iarbă. La ce să te gândești când îți oferă cineva un joint? Așa se face, domne. Așa se face, păi așa e entertainment. Asta mi se pare că dăunează foarte mult prezentarea și în filme a fumatului sau drogului ca ceva cool. Da, eu nu înțeleg că în filme nu mai fumează nimeni tutun. În schimb, s-a normalizat chestia asta de, de, de zi. Bă, oricum, ele există Marifoana. acolo. Ele, ele, există, cu siguranță. Lumea le consumă și cineva trebuie să găsească o, măcar o variantă în care să, să trebuie să existe ca un prospect, cred că. Am zis, când îți iei aspirină, până și aspirină, are o, să uite pe acolo. Indicații, contraindicații, să știi la ce să se aștepte. Dacă se întâmplă ca Păi, vrea un copil de nu pentru prima pe oară să drogheze și ia LSD. Stai să ce se întâmplă. Adică, nu știu pot... ce se întâmplă, că nu, nu știu efectele și păi, nu vreau nu să știu. știu. Informează-te. <laughs> Iartă-mă că nu m-am documentat. Păi ascultă nu. Jimi Hendrix ca să <laughs> <laughs> Care sunt efectele. Devi chitarist. De... Poate să crezi că devii chitarist după ce e LSD, îți pui o bandană de-aia și cânti la chitar. Da. deci ce mă îngrijorează pe mine foarte mult, e că sunt o mulțime de substanțe pe care habar nu aveai și pe care poți să le pui în orice. Acum câteva zile a murit un bebeluș de un an de zile era la o creșă în Statele Unite pentru că subsalteaua dormea la creșă subsalteaua pe care dormea era un bidon cu fenatil ăsta care se pune în vapuri, în ceva cred că vrei să zici fentanil cum am zis? Nu știu, fenatil ai zis. Fentanil, așa. O să-l să-l păi Păi, da, mă, păi mă a inhalat, eu. A inhalat de sub salteaua lui. Fentanilul ăsta, da. Și a murit. Păi, nu, m-am uitat, mă uitam în. Da, în America, că există o, o problemă mare cu consumul stat de. Ăsta e un tot, tot fel de heroină, mm -hmm. din câte am înțeles. Dar uh, foarte mulți au devenit dependenți de el din cauza că au luat medicamente care conțineau. Uh -huh. Adică, cumva, firma care uh, vindea medicamentele uh, de bună voie și nesilită de nimeni a pus uh, o doză foarte mare. Ele se făceau, îți luau durerea cu mâna, că toate au fost la un dat, medicamente, doar că i au făcut pe oameni dependenți. Și ce crezi că s-a întâmplat cu firma? a plătit niște daune, niște milioane la niște oameni care au murit la familiile lor și asta s-a întâmplat. Păi dacă eu o mor pe cineva, artismul la pușcărie, nu știu de ce nu i-a luat și i a băgat. vezi că au murit mii de... Păi da, dar când e vorba de o corporație, îi poate să plătească. Aici mi se pare nedreptate, adică tu faci atât de mult rău la atât de multă lume, ești dealerul suprem și ai plătit despăgubiri. Se pare că Alții sunt, sunt dealăriști și noi nu știm ăștia care lasă lucrurile să se întâmple. Da, acum putem să discutăm cât vrei tu despre toate substanțele. Ele sunt acolo, se întâmplă, s-au întâmplat... Uite, nu, nu se oriplează nimeni că Elvis Presley ia pe VG de la droguri. Îl ascultăm în continuare. Depinde de acum și de unde vii. Bun, da. Faci diferența între artist și persoană. Sunt două lucruri diferite. Dar... Care e frica ta legată de cele trei fete? Păi, ca orice părinte, să nu poți ceva, nu? Să nu poți ceva, asta se poate. Se poate întâmpla oricum, în orice variantă. nu știu. Eu cred că mai e și cum cum ți-ai scris, că pericole sunt peste tot. Acum, cred că marea majoritatea a copilor care consumă. Cred că au și alte probleme în spate. Poate lipsă de atenție, poate de conexiune. Poate, din partea părinților. Că sunt și veniți din familii destrămate, lipsă de afecțiune. Cumva am mai discutat cu, cu. chiar cu preotul, am discutat chestia asta. El mi-a spus, domnule, că tot timpul, ăștia care consumă droguri vor să acopere ceva, să-și acopere o traumă, o chestie, știi? astea, ca și alcoolul, ți, ți aduc starea de bine într-o secundă. Adică tu ești supărat, nu ești, e, dat, dintr-o dată ești altfel. E, Dar că trebuie să, din ce în ce mai mult ca să, să, fie altfel, 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 altfel după Vor să fie altfel, să, să, fie tot timpul în altă lume, să că lumea asta nu le place ce face, vai, deranjează. eu de, cred, tu, de, -am zis tu că cred vine. că ai observat dacă vreuna din fetele tale intră acasă și are mai ochii așa sau începe să aibă un comportament ciudat observi că nu poți să fii consumator de droguri să te la un te prinzi nu? când vii acasă probabil pe ăștia, nici nu, 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 se uită nimeni sau nu știe nimeni cum îi lasă așa să fă mă, ce vrei că altfel nu îmi dau seama eu nu știu există niște simptome acum că vezi că și când vine băut îl, îl vezi, vezi cu cine umblă nu știu, sunt niște semne acum Doamne frește, se poate întâmpla oricui. Eu nu, nu eu spun sincer, am văzut în cartierul și copii cu minți care o făceau și copiii din familie de strămate, dar... Deci nu are legătură neapărat cu nu situația are materială. Cu, 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 situația materială, dar cred că are legătură totuși cu, cu, cu familia, cu modul cum interacționează cu părinții cu copiii. Cu Spunea tu, acum, acum câteva episoade aici la, la, podcast, exact pe locul tău stătea, una dintre cele mai bune experte în educație și parenting din România, Oana Moraru, spunea că lipsa de conexiune a părinților între ei și a părinților cu copilul este de cele mai multe ori cauza pentru care adolescenții se apucă de droguri. Exact ce spuneai tu mai devreme. Ce să zic? Depinde și cum reacționează, pări cu, 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 cu reacționează părinții. Păr Unii nici nu știu nu, care sunt simptomele. Deci poate uh -huh. să vină copilul super vesel să stea toată noaptea, <gângânt> treaz și să zic că am învățat la mate. <gânt> Ce? Cum ai învățat așa? Păi am spart. <gânt> am spart materia. Uh și alții care poate, nu știu, de. de uh acest subiect e aici și va rămâne, deci indiferent mm. ce se va întâmpla, pentru că noi suntem o țară civilizată acum și intrăm în rândul lumii și am intrat și cu asta în rândul lumii. Exact, exact aceste probleme, ca să zic, care erau și în țările astea mai dezvoltate, au ajuns să fie și la noi. Violență, consum de droguri... Și de, așa mai departe. Deci ele, pe... ele sunt aici ca să rămână. Nu cred că oricât am discutat noi nu, nu se dispară. Nu crezi că se va întâmpla ca în anii 90? Crezi că e prea răspândit încât să mai scăpăm de, de chestia asta și fiecare rămâne practic pe exact barba cu lui? Exact e greu, e greu să mai convingi acum după cineva că nu e bine, când peste tot arată că e bine. <laughs> <laughs> că e, gre, e greu. Acum... Uh, nici, vreau, nici nu știu, de ce să, 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 nu sunt în poziția să dau sfaturi, că na, acum știm cu toții de unde vin, nu pot să dau eu sfaturi în domeniul ăsta și nici nu condam părinții că, uite bă, cu, copilul ăla a făcut nu știu ce, Să poate întâmpla oricui, părerea mea. Totul e și cum reacționezi după aia. am că că mai vă... văzut oameni care, de exemplu, am mai văzut copii care s-au drogat, s-au fost foarte rău, dar cu ajutorul familiei, cu ajutorul părinților au scăpat de chestia Numai asta. cu dragoste scapă. Da, adică stătea cu ei nu stop aia și au, au reușit să-i să scoată de acolo. Dar crezi că muzica, anumite genuri de muzică pot fi vinovate pentru asta? Da, inclusiv noi. Nu <laughs> se pune problema, ce să zic. Da, na, noi eram... Mă, mi, mi se pare că toată povestea cu Sișu nu știu dacă a crescut consumul. Mie mi se pare că mai a, a, făcut, a, a fost primul care a vorbit asumat despre lucrul ăsta, despre care s-a știut. Mie mi se pare că mai mult a tras un semnal de alarmă. Nu știu dacă i-a întors pe unii de pe calea pierzaniei, dar cu siguranță mulți nu s-au apucat după ce l-au auzit pe Sișu. Păi, nu intrai și de trei ori la pușcărie de da <laughs> Așa, semnal de alarmă l-a tras de trei ori. Zic era accelerat. N-ați înțeles odată? Mai punem un semn de mai de Încă o dată și încă o dată. Să vină um, să spună pentru voi am făcut pușcărie. <laughs> da, ca să vă lăsați voi. Um, bă, na, acum s-a -a tras un semnal de alarmă. Eu cred că și ea trebuie să ne asumăm și noi că trebuie să fim un, un pic mai... mai responsabili. mai Acum eram, dacă stau acum să-mi iau un repertoriu în spate să ascult, ce să vorbesc? Și că am avut problema asta cu fimea, Asta mare, știi, ascultam muzică și am auzit niște înjurături la căști. zic, tată, am, imediat a intrat, am comutat pe modul tătic, știi, nu mai era rapper. zic, ce asculti acolo? Ascult, mă gândeam că ascultă muzică de asta, trep, cu înjurături, cu morți, cu nu știu ce. Zic, ce, ce muzică cu înjurături? ce? da. Zic, ce? Ce primele tale albume. Și mi-a închis gura că nu mai zic Zic bine, ok Și el n-a mai, mai, spus nimic Că nu mai aveam ce să zic Așa că De da, asta e un pic Ți-e rușine cum vreun cântec? Păi nu mi-e rușine că ăla eram eu Eu aveam 17 ani 18 ani am cântat chestia asta Nasole când încep să o cânt la 40 de ani Adică să ai 40 de ani și să te comporți ca un copil Să zici, mamă, fac, dreg, învârt, sparg, trag asta, Și să mai ai și copii Asta nu înțeleg atunci așa și era vârsta, noi eram de vârsta aia, plus că, să spun sincer, noi cântam de amintiri, nu erau droguri cu prime. că se ceva... Înseamnă, înseamnă că Sișu cântând le-a Păi tras. nu, că era vorba de iarbă de astea, nu, păi, Sișu, păi și chiar și el, el de ce s-a zis la pușcărie? Că era singurul care avea intrare la traficant, că de aia s zis la... că El era în cercul de prieteni, se ducea să le lua Și atunci devenea traficantul lor, dar nu era, îți dai seama. Erau toți dependenți, practic. Mă rog, acum... Deci îți, uh, Ai început să-ți ceri copiii cu vorbele lui tata, Exact, să cer copiii cu vorbele lui tata. Ce să zic, că mi-a mi închis gura. Acum, nu toți părinții au această ocazie extraordinară să li se documenteze copilăria în versuri și în videoclipuri. Eu nu, mai, nu prea mai pot să mai comentez nimic, știi? Că de câte ori comentez ceva, imediat mi se Păi da, dar ai uitat tu când ai zis atunci, zic, n-am zis, ce era o melodie. Zic, no, deci, fata ta cea mare are în curând vârsta la care tu te-ai apucat de rap. Da, cam așa. Da. Dar nu vrea să facă rap. Da, ce vrea să facă? Make-up? nu. Că îi, plac artele așa, îi place să picteze, îi place să gătească, că se descoperă. Nu, mai nu pui presiune. Păi nici pe mine n-a pus mama presiune, n-a pus niciun fel de presiune, să te spun sincer. Eu chiar și am vorbit cu ea și i-am spus, mamă, dar acum, acum mă întreb, cum ai avut dumne curajul ăsta? Adică eu gândește-te că am renunțat la școală ca să mă apuc de rep, dacă mai veni veni mea acum să-mi spună chestia asta, eu cred că și fi nebunie. Ce mă? Că nu mai duci la facultate ca să faci rep? Și e? mama ta n-a avut nimic împotriva. N-a avut, nu, n-am avut certuri de-astea și, bă, nu te... Și mama e adică putea să spună foarte multe. Mai am încercat ca orice mamă să spună, mă, mă, mai încercă și tu să-ți iei o diplomă, nu știu dacă o să meargă. Și chiar așa, așa și fost, că a mers un timp și după aia n-a mai mers. A, uite adică, că merge că... eu. Da, da, am fost la limită, adică Păi care a, fost a, a, văzut că pla a văzut că îi place că sunt pasionat de chestia asta și m-a lăsat să fac totuși până la urmă ce a, a avut încredere și trebuie să avem încredere în copiii noștri. Eu am încredere chiar și în generația asta, așa cum e, că zic ăștia că e generația <laughs> și o glumă, că era înainte era generația cu cheia, cheia la gât, acum e generația cu cheia la nas. <laughs> <laughs> Practic, asta s-a întâmplat în acest 30 și ceva de ani de libertate. S-a luat cheia de la gât și s-a dus la fost. <grijin> Cam asta a fost. Așa. Dar eu am încredere în ei. Și eu. Uh, Depinde cum pleacă din, uh, nu din casă. Cred că. Cred că foarte mult. Adică. Acum, repet, toată lumea are telefoane, toată lumea se filmează. Toți părinții află, toată lumea află în secunda 2 dacă tu ai făcut ceva tot mapa mondo află. Gândiți-vă, vă rog eu frumos, când erați voi mici, când erați voi mici, gândiți-vă așa ușor, toate prostiile pe care le-ați făcut și nu, știu, nu știau părinții. Bă, dacă fiți sinceri, fiți sinceri, gândiți-vă și când mai aveați un pic și puteați să și mierliți cu toate prostiile alea care le-ați făcut voi. Și atunci o să vedeți că și închipuiți-vă, închipuiți, -vă, închipuiți -vă că există cu un filmuleț cu ele <laughs> pe telefonul părinților voștri. <laughs> Acum, cu toate prostiile alea care le-ați făcut dacă, dacă am dat filmul în spate, pe vremea asta nu erau drog, nu, nu erau. Dar făceai destule. Deci voi cântați despre droguri și ele nu existau. Aia nu prea Eu credeam era. că numai la Erau, asta, heroina era, de exemplu, heroina era pe acolo, mai găseai, dar nu erau răspunde cum sunt acum, Hă? la modul... Nu erau accesibile. Nu erau accesibile <laughs> și trebuia să știi pe cineva care știe pe cineva care știe pe cineva nu Deci cântați din povești aici, aici Aici un, În fiecare Ce să zic, ești din scară și imediat Găsești pe cineva ca, ca să-ți dea Adică a devenit la, la unii un second job ăsta. Mă duc, fac Uber și mai vând ceva da? Între timp Cred că da E un second job da, Acum mă gândesc la copilăria Alor mele Și la copilăria mea fetele mele sunt mai cuminți decât eram. Păi asta, asta mi se pare și asta mă șochează și pe mine, știi, că noi suntem așa de stresați, bă, ce fac ăștia, ia uite ce cu te uiți la televizor și când stau să mă gândesc, mă, sunt bai eu să mă gândesc ce făceam și mă gândesc ce făceam, băi... Păi fetele mele au ajuns acum în clasa nouă la liceu. Au preocupări mai interesante. Noi ce preocupări aveai? vezi ce cărți citești? Da, ce, au ajuns la Thomas Mann. Dar nu asta voiam să zic. Ele au lipsit de la școală doar pentru că au. când au fost bolnave sau pentru că le-am învoit noi cu știința noastră. Păi eu, când primul an de liceu deja, oh, ho, oh, clasa 8 a aproape când am fost la școală și fugeam și cu fetele și cu. Hmm. și cu băieți. Apropo de Baia mare, că mai aveam spectacol în zonă pe acolo, un loc cu o sticlă de palingă, știi, când ca să ajung pe drum, și eu mă sumim mașina timpului. Băi, două, trei dalea de, de palingă. Băi, știi cum. Morti, dormi? Mă mai trezeam pe la Sibiu. Dar știi că ei la Baia Mare au avut primul concert. Da? Primul concert din... Din viața noastră la Baia Mare a fost. La Baia Mare. Și eu am fost acolo. A fost acolo. Între 15. Acolo. Nu, cred că au fost mai mult la concert la voi. Au fost, da. La un moment dat... La Clubul Phoenix. Da. La un moment dat, în timp ce cântam, erau casete audio, nu știu dacă știți, erau casete audio, și s-a <laughs> -au, prins banda, Știți? și noi cântam acolo și la un moment dat s-a oprit. Și când ne-am uitat în spate, ăla trăgea așa banda de acolo, și stați, mai stați un pic, trăgea așa, și după cu creionul, da, deci, și noi nu aveam ce să facem și trebuia să vorbim cu lumea, A început și vorbea, nu știu ce zi. Deci haide, pentru Petre Roman! <laughs> și el era fix primul vostru concert? Primul adică nostru. Azi con mai, azi am mai... fost șocați că ne cere lumea autograful. Deci eram, mamă, aici, asta e viața noastră. Am fost, am stat acolo și acum, să știi că mai ai, mai avem prieteni de, de, de atunci. Mare. Da, da, adică ne mai, mai trecem pe acolo, mai încercăm să dăm unii de alții. Acum mai se duu poliție acolo, e ceva, direcția pe așa? Parte, cred. Mamă, deci nimic nu e întâmplat. Dar m-am dus acum să-mi schimb pașaportul. Și sau deci de-aia nu găseam eu grupul ăla acolo. Da. că am vrut să mă mai duc să l caut. Și deci asta e acolo? Nu Îți dai și seama și... că o să fie o plăcuță memorială la un moment dat. Aici cu da. a, Aici a cântat. primul concert la familie. Da. <laughs> și toată lumea să creadă că ne-au arestat. <laughs> au wow, cântat și la pârnaie, ce tare Dar cu Sișu când ai vorbit ultima oară? Pă, astăzi A, deci vă mai întrețineți Mă pregătim, mă avem un album nou acum Pe 18 noiembrie lansăm Foarte la familia Al trupei scrisă la tine pe... Da, trupa la familia Sișu și Puia <laughs> Exact, nu, nu, suntem aici nu dați mă, știu el, mai mă știu cu el mai mult timp decât mă știu cu nevastă mea Stai pe Melinda de când nu știi tot din copilărie? Nu, no, 2000... no, 2007, pe acolo. Păi și cu mine te înainte. Da, da. Melinda, e un, un pic mai devreme, un pic mai târziu ajuns da. în viața ta. Și pregătiți album? Pregătim album nou. Am lucrat la el vreo 2 ani de zile. Um, și eu zic că... E unul dintre cele mai bune albume la familia. Am încercat să readucem spiritul la familia. dar aia și numește foarte la familia. E un album caracteristic, așa. Dar voi la un moment dat aveați problema asta că Sișu voia să fie profund și underground și tu voiai să fii direct și să vorbești pe limba tuturor. Nu a fost niciodată o problemă. Asta nu. Nu a fost niciodată o problemă. Din contră ne-am completat foarte bine pentru că culmea noi suntem două, în muzical vorbim, suntem două personalități diferite. El vrea să fie, cum ai spus tu, profund, mai poet. Eu mie mi îmi place și Caterin, ca să fiu mai direct, mai, cum zice lumea, comercial. Dar când suntem împreună cu la familia, facem alte lucruri decât facem separat. Și cred că asta e frumusețea lucrurilor, că, că, fiecare și aduce bucățica lui de, de, de treabă și împreună iese la familia. Adică, putem liniști să ne exprimăm pe albumele noastre solo, pe ce facem noi așa cum ne dorim noi, dar când suntem la familia reușim să ne înțelegem foarte bine, să facem lucruri, cumva e un... O, ca, ca, dacă stau acum să mă gândesc, e copilăria noastră la familia. La familia nu e doar o trupă, e reprezintă copilăria noastră și chiar și uh, fanii noștri au copilărit cu noi, am copilărit împreună, suntem... Uh, și apropo de asta, știi, cu copiii, fac o paranteză, bă, tu știi câți vin la mine acum și îmi spun, bă, știi câtă bătaie am luat pe casetele tale, câtă bătaie am luat de la mamă. nu o să vin și cu acum să zic, bă, copii, faceți nu știu cum, copii să nu facă nu. Bă, dacă ăștia vin acum adulți și îmi spun câtă bătaie mi-a luat de la...? și acum așa aduc aminte, câtă bătaie îmi dădea mama <laughs> și nu unul, o grămadă. Deci clar că am, nici noi n-am fost dușe de biserică. Ceva, e, cumva, generațiile, și lucrurile nu se modifică. Generațiile se schimbă, dar lucrurile rămân la fel. Diferența asta între generații și uh, uh, ce fac ea, ce fac alții, că există conflictul ăsta. Da, dar noi, de nu, exemplu, noi... doar ascultam. Adică ascultam la familia ascultam mafia, dar doar ascultam. Probabil erau, nu știu unul din 100 care mai și încercau și probabil unul din 1000 care... Ți-a zis mă că nu se găsea, că dacă se găsea, să sărea și voi pe ele, stai liniștit. Păi dacă nu se găsea, normal că doar asculta. Eu îți înțeleg acum trauma. Nu am nicio traumă, nu. Adică am traumă, dar nu legate de asta. Da, acum trebuie să gestionăm problema asta că e, 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 e groasă și... Cumva, nu știu de unde, poate chiar și de acasă. Hai că am trecut peste trauma asta. Hai să vorbim despre da. Despre Sișu. Voi când vă mai certați, nu neapărat când. Da. Nu vă mai vorbeați? De la ce vă certați? De ca, la politică, ca de la tot, istorie, de la. totul, de la conspirații, de, de la. la... Raturi. <laughs> Măi ca o, familie, ca o familie, știi? La un moment dat devii așa. Um, cum îi ziceam, ursus, ranchiunos, uh -huh. nu-ți mai convine nimic. Te cer să la nimicuri, că la chestii importante nu ne-am certat gen, bă, de-astea ideologice. Eu vreau să vorbesc despre asta, eu nu vreau să vorbesc despre asta. Oricum aveam uh, zonele noastre solo unde puteam să ne exprimăm. Nu, să spun acum, sincer nu cred că am avut subiecte de astea. Adică ne-am certat, a... nu, ne-am certat și chiar la noi certurile erau exact cum era și cartierul nostru. Deci, se de alea, cum de alea mea, să erau foarte vocale. Adică... De bătut v-ați bătut vreodată? Nu, nu, nu. n -am ajuns la acolo. Dar, na, da, ne ziceam of nu mai vorbeam o perioadă și după aia... Dar cel nu mai există. mult când nu v-ați vorbit și asta nu din cauza anilor de detenție. Mm. Nu știu, cred că așa, o lună, două, ceva de genul ăsta. Pe bune, de aproape 30 de ani, doar o lună, două ați... Da, nu, n-am avut așa... Bine, am mai avut și perioade când nu prea ne-am văzut. El a fost închis sau... Nu, lucram... Eu lucram într-o parte, el lucra în altă parte. Dar... Lumea a presupus din cauza că noi am mers pe, foarte mult pe carierele astea solo și nu am mai făcut albume la familia, a presupus că suntem certați și la un moment dat s-a și scris în ziar că s-a despărțit la familia. Probabil vreun tâmpit de pe lângă noi o fi auzit de ce noi și a zis gata mă, să se despart. La noi nu există așa ceva, adică um, și eu am, na, la noi frățiile astea care sunt în copilărie nu, nu se sparg niciodată. Adică peste tot. Și să ceartă lumea, mai uite pe ce mi-ai să la, mai cărcotești, mai nu știu ce, dar niciodată nu pui punct. nu a existat niciodată bă, să sune la și să-i închizi telefonul sau să-l pui pe bloc sau bă, treci unul pe lângă altul și să nu te bagi în seamă. De la bani v-ați luat no. vreodată? No. No. Nu. Nu. Nu păreți genul. Că păi mi se nu, pare că, nu, că dacă am, se nu, prea am făcut, că nu aveam făcut să ne certăm. Că noi când făceam bani erau destul de puțini și să, să, să îi spărgeam așa, imediat. Adică, nu învârteai sume mari, că lumea se ceartă fie că nu sunt deloc, fie când sunt foarte mulți. Ăla nu era așa, cât să iei adi, și cât să, te, să ți să ți o mașinuță, nu știu ce, dar banii am început să fac după 2009, încolo, când am fost undeva în Balcani. Când ai fost solo. Când am fost solo și da, și când m-am căsătorit, că atunci am avut un scop. Că aici și, cont, și banii ăștia să strâng când ai un scop. Eu dacă nu aveam niciun scop... Scopul meu era ce era? Era să mă mai distrez în cozi. Asta era scopul <laughs> meu. Că nu avea alt scop. Dar când știi că trebuie să ai o casă, că trebuie să ai, nu, vine copilul, că trebuie să dai de mâncare, atunci sunt niște scopuri reale și nu mai poți să, să, te mobilizezi. Dar abia atunci am început eu să zic că, că strâng bani. Până atunci... Dar legat strict de proiecte, ai făcut mai mulți bani din la familia sau din puia? Păi cu Puia, clar. Domnul Pui a fost ele, motorul. Uh, am și nimerit alte perioade, Mihai. E ca și am, cum ar vorbi fotbaliștii ăștia da. care nu ne califică la Euro versus Hagi, știi? Adică ăștia dacă te uiți câștigă o grămadă de bani, deși joacă în rezerve în serie Da, Da, da. Clar că cu Puia, că... La familia... Cât am apucat, cât am fost uh, seșiu liber, am făcut noi ce am făcut, dar că, știi cum era, dacă casa de discuri, făcea un cd da? Uh, casa de discuri scotea albumul, să vândea anul ăsta. Poate un pic anul viitor, după aia nu mai știa nimeni de tine. Era ca și cum n-ai fost. Nu trebuia să ai un prieten care să-ți dea el CD-ul, să-l ascult Generațiile se schimbă la 3-4 ani. Când veneau oilații, alt cd alt succes, alt single, alt, trebuie, nu mai știa nimeni ce ai făcut. Mm -hmm. Trebuia să fii tot timpul în priză. Aici, uite, am avut plăcut, a fost plăcut surprins să văd că una dintre melodiile de succes ale mele în momentul ăsta este o melodie pe care am lansat-o acum 12 ani. Se numește Fresh. Deci e melodia pe care, deci am fost uimit am cântat-o așa din întâmplare la un moment dat la un concert, refrenul, și am văzut că lumea cântă cu mine. Zic, puta, de unde trebuie știu melodia? Și am zis, hai mă să cânt și o strofă Bă, și când am văzut că cântă vers cu vers Am înnebunit Zic, bă, melodia asta n-a avut succes când a lansat-o Că nu i-am făcut nici clip Așa este, n-a fost Deci nici un, nu i-am făcut, clip. Că nu mm -hmm. are nici rost că n-are succes asta Și uite că asta este marele avantaj al digitalizării și al lumii ăste, Adică fiecare dintre noi am devenit evergreen Asta era rezervat doar lui Michael Jackson, lui Elvis. Ei aveau albumele reeditate și puteai să, adică să-i asculti uh, tot timpul. Ei, acum, orice, orice rapper e evergreen. Și nu știi de unde vine următorul hit. Adică poate să fie, uite... Da, poate să, cum ascultă filme, albumele mele vechi, poate să scoate câteva hituri da. de acolo. Vine unul, face un trend din TikTok de, cu o piesă de acum 10 ani care acum 10 ani n-a fost hit cum s-a întâmplat cu Katy Perry, cum s-a întâmplat cu Taylor Swift, de exemplu. Da. Cum e... și pe cu aș vrea să fiu un spiriduș? Aia nebunit TikTok acum. Nu știu că mi l-am după telefon. De cum, ți l-ai... Am văzut eu la păi nu, mai intru de, pe, intru de, pe intru de pe, laptop. Și de unde postezi uh, lui tu, mic? De postez, am pe cineva, îi trimit lui și el postează. Păi nu, că m-a prins foarte rău și stăteam foarte mult pe el. Nu, nu m-a prins niciun de asta, nicio Vorbesc serios? aplicație de asta. te-a luat cu dependență, cu adicție. Tot am acolo. Prima, oară am, am și vrut să le șterg TikTok-ul la copii, știi? Că am văzut, mie îmi dădea numai femei, știi? Zic, prostul nu s-a prins, că dar la ce te uiți, aia, aia se dă. Și zic, toată ștergeți. Acum astea tot zic, e clar treaba. Asta e. Și zice, tată, ce nu, nu ne dă ce-ți zi dă Zic, aolă. Zic, chiar ce să zic? zic, că am văzut, erau copii convinți să uitau și la școală, la astea, zic, ca Da, și nu mai e mizeria să uită. și <laughs> zic, că șterg până găsesc eu, păi, ce să fac. Apropo de asta, ai zis pe scenă la Nevorsi, că am dovezile aici. De aia mi-am singur la tribunal, văd că ești rechizitoriu. Da, ai văzut, și subliniat. Da. Într-o lume plină de bagaboante, da. doamnele trebuie să aibă respect. Așa Problema e că lumea nu mai face diferență între doamne și bagabante. Asta Apoi e. A 2023. Da, da. Sunt perfect de acord și susțin în continuare ceea ce am spus. În momentul în care tu consider că a te dezbrăca în fața unei camere este un job sau încerc să mă convingi pe mine că prostituția poate fi sex worker poți fi sex worker, adică muncitor sexual, da, ești muncitor. Asta înseamnă că eu o pumpă mama care muncește, pe aceeași poziție cu tine, nu? Că sunt tu, muncește și mama, mama e profesoară și tu muncești, se, to -to, toată lumea muncește. Faptul că, că, că Că tu te dezbraci și la capătul celălalt al ecranului există cineva care îți dă bani ca să te vadă pe tine dezbrăcată făcând anumite chestii acolo, că nu stai doar dezbrăcat, hai să fiu sincer, faci anumite chestii la video chat ăla și tot așa. Mie mi se pare că nu e ceva onorabil, adică nu că nu, nu, sunt eu acum să, să judec, dar nu ești doamnă. Nu pot să spun doamnă. Atunci, cum să-i zic doamnă, mama, zic bunica mea, nu, nu pot să zic și ție, doamnă. Că nu mă obliga să zic și ție la fel. Și atunci trebuie să facem diferența. Acum, s să am pământe, că uite, toată lumea se întreabă că există foarte multă, cum prostituție, fetele care sunt luate cu jab ca să nu se pe afară și nu știu ce, săracele. Bă, da, astea care o fac de bunăvoie aici nu intervine, nu se întâmplă nimic, adică... Și astea, până la urmă, sunt, sunt, un exemplu. Eu nu, nu critic, nu, că nu spun, pă, fiecare să facă ce, ce vrea. Dar nu mă obliga și să spun, doamnă, că n-am cum. Adică, ce să zic, bagabon trebuie bagaboante și doamne, doamne. Nu ai cum să zic. Bagabonți există. <laughs> da? Deci tu, tu ai o problemă cu denumirea asta. Nu denumirea, păi, denumirea, de, sex la de la denumiri, fiane, de la denumiri pleacă totul. Că tu când începi să împământenești exact. un termen și să-l aduci să-l normalizezi. Să, nu, să-i schimbi sensul, un copil, de exemplu, care are 5 ani și crește cu acest termen, nu îl mai percepe ca sensul lui adevărat. Și îl percepe așa cum îi spui tu, adică muncitor. Ce muncești? sex worker. Păi, păi, vreau și... Și așa o să ajungi că la am dat o trep pe fita ce faci și vreau să fiu sex workeriță. Că uite, am găsit un club în Olanda, am angajat la vitrine. Cum e? Mi se pare că trăim timpurile astea în care demnitatea mea nu mai este stabilită de... sau subdemnitatea mea nu este stabilită de societate de tine. Eu hotărăsc care e demnitatea mea și subdemnitatea mea. Bă, demnitatea, să spune, demnitate. Demnitatea e hotărâtă în primul rând de... Bă, firea omului, de ceva natural, de nu, nu știu cum să să De simt, zici tu. Nu știu dacă vine de bunul simt. toate sex workerițele astea și cei care lucrează, uite că mă uit la voi, care lucrează în care domeniul așa asta așa. al videochatului, al ce fac ei acolo, vă spun sincer, toți au probleme. nici nu, nu, vine, nu vine acasă liniștit, mm că doar nu poți să nu adică mintea ta nu poate să judece că vezi o grămadă de porcări, o vezi o grămadă de dezaxați, o grămadă de perverși. Ea cer o grămadă de lucruri care nu sunt normale, nu sunt la locul lor. Și tu trebuie să le execuți. Normal că văzând toate nenorocirile astea tu nu poți să fii normal la cap. Asta mi se pare asta mi se pare un subiect cu adevărat de discutat, asta... pentru că în rest se creează trăim niște vremuri iarăși, mă repet, în care demnitatea e negociabilă. Și se creează foarte multă confuzie. Apropo de ce ziceai tu, că Doamnele sunt Doamne, și. Da, adică, da, trebuie să Și cred că cineva, cineva, se dorește a se crea confuzie. Adică, să nu mai este graniță, să totul să fie gri. Păi, spun eu, se dorește ca să existe pe piața asta cât mai multe fete care să facă chestia asta și să fie liniștite că nu le judecă nimeni. Dar, asta scade și rata violul, violurilor, din abuzurilor. Control, din contră, o crește. Pentru că, Crezi? Da, pentru că o uh, toți omuleții ăștia care se uită la filmulețe și care nu știu, nu, nu sunt capabili să comunice cu o femeie, să vorbească cu o femeie, nu au răbdare, nu știu, habar n-am și văd șapte mii de lucruri că se întâmplă acolo, lor li se alimentează fanteziile lor bolnave și la un moment dat, cedează pentru că văd peste tot chestia asta. Iar știu cum vezi Bă, tu stai, ești om normal, te uiți pe telefon. Bă, vezi toate, numai mai în, fund, în în fund, în, fiecare secundă. Se întâmplă câte ceva legat de sex. Mă, când ești pe stradă, trebuie să fii cu minte. trebuie deci, să stai cu minte, nici măcar să-i spui bună luna. Deci, adică, eu, pe mine m-a șocat mereu diferența asta între ceea ce se predă, în ghilimele, <laughs> și ceea ce trebuie să faci în realitate. Adică, bă, mă asasinez în fiecare zi, în fiecare film, în fiecare minut. Cu sexualitatea asta, cu până și în desene animate a ajuns. Și când sunt în lumea normală, ai văzut ce s-a întâmplat? A pupat-o bă, ăsta, la campionatul mondial de, cum zice, feminin. Nu știu dacă ai văzut cazul. De fotbal, De cum fotbal, se da. A pupat-o pe aia, bă, dezastru. Ce s-a întâmplat? A pupat un băiat, o fată. Bine, acolo au fost. Bine, că a pupat-o, mă Ceea ce merită cu adevărat, vorbit, că în nu am statistici, nu știu dacă rata agresiunilor fizice, abuzurilor a scăzut sau nu, sau a traficului de persoane, că și asta merită cercetat, dar ceea ce merită vorbit este efectele psihologice pe care le creează expunerea asta la. Sunt câteva fete care au ieșit în față și au început să discute despre ceea ce se întâmplă. În mintea fetelor care se prostituează, sau care fac video chat sau care bă, bă, au legătură cu industria, Căiac, mai zice și industria sexului. Vezi, deja ai și o industrie, ai și o fabrică. Fabrica asta de sex, are sex workers care, ei, după ce vin de la muncă, au mari probleme. Au mari probleme și, și n-aș găsi relații, și. Exact. E, e, o problemă de relații. De că, uite, lumea, conectare se cu lumea se întreabă, lumea se întreabă de, de, ce, fetele au pește. Și de ce fetele au că eu m-am gândit de foarte mult. Or, cum trebuie convingă ăștia mă pe -astea, ca să, stea, să, să ducă și la produs, să ducă și bani, și să-și creadă că o iubește. De păi că... de foarte multe ori prin violență. Bă, nu cred. Frică. Nu cred că există, că cu siguranță ca ăsta de, de le închid în casă, dar să știi că sunt și foarte multe care se duc de până voie. Sunt soții lor, sunt gagicii lor și tot așa. Și cred că asta am ajuns la concluzia că singurul lucru care le lipsește este dragostea îi lipsește dragostea și din cauza că îi lipsește dragostea atunci s-agață de orice, oricine, care și mimează, dacă mimează sau care i-o dă cât de puțin, atunci ăla e bun. Pentru că ce om sănătos stă acum cu una care se duce să o face cu încă 10. Că n-ai cum să le dacă o iubești pe femeie. Dar sunt ăștia care, uite, le oferă chestia asta și cred că sunt cele mai dependente fetele astea de, de dragoste și o caută cel mai mult și de aia sunt și foarte vulnerabile. Că vine unul și le zice te iubesc, gata, l-a crezut. Pentru că asta e singurul care cred că le lipsește în viața lor. Bine, asta e și. iar ar trebui vorbit cu psihologi pentru că asta e și sindromul Stockholm. Te, te îndrăgostești de agresorul tău. Ceea ce se întâmplă. Pe bune, de foarte multe ori, mai ales în cazul traficului de persoane, proxenetism și așa mai departe. Da, nu, eu nu vorbesc de cazuri în care sunt abuzat la modul fizic și astea. Sunt cazuri în care, ți-am zis, să duc de bunăvoie și stau cu prietenilor, cu iubiții, cu soții, cu... Așa mai departe. Tu ai fete în, în cartier îmbogățite din OnlyFans? Pentru că nu, nu cunosc. Că nu, nu Nici cunosc. nu le-ai întrebat. Nu mă lasă nevastru. Să le cunosc. <laughs> n-am voie să cunosc fete care fac OMV. Nu, nu cunosc. Sunt foarte multe fete care nu Am vrează... așa Mai cunosc o cunoștință, dar n-am intrat să spun sincer în, în discuții. Mai aud și eu, așa, din când în când, ce mai discută ele. În general, să ferește lumea. Adică, nu vine și îți spune. Mai cum... ales de tine. Da, mai ales de mine, că au ce vorbesc pe aici, nici spunem unul nebun ăsta, că zice. Da, nu, nu, sunt o persoană Dar cu fata aia care s-a urcat pe, pe, scenă și ai zis, auzi, o vezi pe aia mică de acolo? Aia e nevastă mea. Azi e mică neagră. Și vezi că e mică și a dracu. Păi dacă... Uh... Știi cum era? o competiție între femei. Eu cred că a fost că cu nevastă mea acolo, că am stat la masă. Zic, pe scenă, ce vrei să-i să arăți? Ce să faci? Oricum era un pătrat cât masa asta, ce era să facem? Dar ce să... era un bal de bobos sau ce? Nu, era un club. Uh -huh. Și a vrut să stăm acolo să dansăm. Să dansez eu cu tine, dacă nevastă mea aici. N-am cum să... oricum nu dansez. <laughs> <laughs> așa doar atâta fac. Adică nu... Și nici de dansatoare nu avea da. nevoie. Nu, n -avem, nu. Am încercat de câteva ori, dar iarăși nu s-a votat, <gântu -s> familia a fost împotrivă. Da. La un moment dat ce-am pățit? S-au da, suit niște băieți pe scenă și au început să danseze. Aveam melodia dacă știi, știi tu, aia cu mișcă, 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 te uh -huh. rupe. Băi, și-au insistat doi cifoni de el de și s-au eu, eu cântam și îi vedeam pe ăia, că râdeau așa, mă stăceau, știi? Zic, bă, ce zic, bă, și ce băci că m-am întors cu spatele, erau doi cu plase de alea așa și dansau așa și zic, bă, ce... Și am oprit, bă, ce faceți? Stați așa, voi n-ascultați versurile. Zic, zic nu, dat, nu e cu dans. Nu, la rap nu e cu dans. Uh, nu, nu merge. Singurul dans este ăsta de mână, știi? L ai avut, la un moment dat, ai avut dansatoare cu tine. A mai, a mai scăpat așa, știi? Da, că, cum, înainte nu știu dacă, să... cred că înainte ce... de Melinda. Am, am avut niște fete cu care cântam pe scenă, dar dansatoare și mai se suiau din când în când, mai suiam fete, știi, pe scenă. Dar nu eram însurat, atunci era voi. atunci am, m am făcut de cap. Acum s-a închis robinetul. Și acum nu am Dansez avut... singur, nu mai dansez. Dar da, dansez foarte mult. Am văzut și la Forța Zuș, la da. Costinești, toată vara și... Da, da. Din mână. Asta e... Dar știi ce e fain la... Cred că dacă aș avea mâna în ghips, n-aș putea să mă duc la concert acum, dar seama că nu, nu, pot să, să cânt. Știi ce e fain la concertele tale? Că eu nu înțeleg asta cu fiorul nostalgiei. Bun, noi e, e normal să fim o generație care să-și retrăiască, nu știu, copilăria. Deși cred că noi n-am încetat niciodată să copilărim. Pentru că am avut o viață bună, mai bună decât a părinților mai noștri, ales la, cu la, la bărbați, nu știu, ăștia, nu știu dacă se maturizează vreodată. Exact. Și atunci, cumva... Da, și putem să ne jucăm copiii, La noi e normal să ne întoarcem în copilăria noastră, nostalgia asta. Bă, da, eu văd fete adolescente care cântă vers cu vers. Trei sud-est, genius, păi dacă, de cu uh, 25 de ani. Uh, da, pentru că le place cum sună. Le place melodia. Dar crezi că e... Nu, nu au cum să fie nostalgici, pentru că e o melodie nouă. Și așa e și la concertele tale, adică sunt toți... Da, am observat și eu asta, că sunt toate generații. Din, din Sunt și de ăștia mai mici, așa, și, și la un moment dat, nu știu, mă uitam, zic, mă, să cânt piesa sus pe barța, sau nu cânt, nu ce să mai fac. Zic, când, nu cânt. Ei nu știu Bine, acum la ce cântă trapă din ziua de azi Da, mă, da, în sfârșit am devenit de treabă După ce și-au luat oamenii bătaie Pe casele mele A trebuit să vină muzica trap Ca să vadă că se poate și mai rău păi, Să știi că pă, de, cu muzica asta trap Pe mine m-a ajutat S-a văzut că se poate și mai rău Eu vin de pe vremea în care Nici nu puteam să cânt în aer liber Numai nu s-a lumea să cânt la... chiar, dacă, chiar dacă eu mă cenzuram le era teamă că, bă, dacă scapă ăsta vreo tâmpenie și nu cântam. Nu, nu, astea zile de oraș târziu au ajuns să, să cântăm. După ce am scos noi undeva în Balcan și mai, chiar mai târziu, uh -huh. cu la familia, cu asta nu cântai. Așa că asta este. Dar trap să... asculți? Asta... Nu, am încercat... Idolii generației fetelor tale? Am încercat de mai multe ori, am încercat și de, și de în afară să ascult. Nu m-a prins, nu... Îmi plac așa sunetele, că sunt niște sunete noi. Muzica la. acum. Adică îmi place tupac. L-am ascultat 100.000 de, de ori, mă plictisesc la un moment dat. Și o să mai ascult ceva nou. Uh, îmi plac sunetele din rap, dar nu-mi place textul. că Pentru mine, muzica rap înseamnă și text. Din câte am înțeles, la ei textul este ceva mai mult așa. că nu e. nu trebuie să și zică ceva, trebuie să se audă bine. Să se audă bine cu. asta e o explicație care am avut și eu. Să se audă bine împreună cu muzica. Deci, textul mesajul este da, secundar. Dar uh, au o anumită energie. Au o anumită energie și uh, nu poți să descalifici totuși un gen de muzică care are atât de mulți fani. Dar nu l-ai face, nu l-ai cântat. Nu l-aș cânta, eu nu ascult, dar. Nu, nu, adică, e o altă lume. E ca și cum ar veni mama la mine, să cum venea și îmi spunea, bă, da, mama m și te citei tuți așa cu el în cap, ca un pușcăriaș? și <laughs> cam așa mai simt și acum. e lumea lor, e generația lor, e muzica lor. Nu pot să mă duc eu și să-mi dau cu părere acum, bă, nu e bine. Și dacă venea mie unul 97 să-mi spună că nu e bine, <laughs> tu să ai seama ce muzică s-a ascultat în 97 și ce făceam noi? Păi când am fost prima oară în studio la, la, la Jol, am fost care a compus foarte multe melodii slagăre și așa mai departe. Din muzica ușoară. Da, nu? din muzica ușoară. Deci când a auzit pentru prima oară omul ăla ce cântam noi, deci să vedea cum se, se schimbă la față, că el nu se aștepta, știi? Că auzit prima oară în jurături, în studioul ăla, deci dai seama, studioul unde trăgea aproape Simile, Mirabela Dauer, a venit și cu puia și a început. Morți, familie, au, au. Și zic, Dar mai ți minte ce piesă a dat atunci? Păi da, am început cu astea Lights, tupeu de borfaș, Și ce aveam noi pe acolo Și da, era diferența asta de borfaj chiar era light astea. Păi da, mai aveam pe acolo Mai aveam și interludii Mai aveam mai multe chestii Pus Plus că, uite, și eu mă făream de mama Să-mi asculte melodiile Că era clar că nu avea cum să înțeleagă ce ci... <laughs> și acum mă mai feresc De-abia <laughs> acum a început să mi le mai asculte Știi? Dar uh, alea vechi De atunci erau Hai mă că melodiile astea, de, de exemplu Stele uh, Da mă, eu ce zic, pe astea le ascultă Pe astea de acum, dar pe alea din 97-98 Nu le ascultam, spun eu -avea treabă. Nu, dar ai ajuns, asta cu Opris Planeta, ai ajuns să cânti păi ce da, cânta da, Angela simila pe vremea aia. Păi ajuns. da, fii atent, pentru că acum nici nu mai uh, uh, mi se pare un lucru normal când ai, ai ajuns la o anumită vârstă și ești uh, și tată să, să îți schimbi și repertoriu totuși. Adică ar fi fost aiurea pentru mine să încerc să fac tot pe băiețașul de cartier din 97, pentru că eu nici nu mai duc viața așa și până la urmă, mi-au copii piesele, ce era să fac? Nu știu, adică, nu Tu nu poți nu să înțeleg. desparți artistul de om. Cum fac foarte mulți alți artiști. Păi nu ai cum să desparți artistul de Uite om. Uite mafia, de exemplu. La, la rep, mie mi se pare că a, asta, a, da, asta, cu asta cu cucerit curge, repu, artistul e și omul. Că, cu asta veni venit repu, domne, muzică de stradă, cine, o, ce îngușe și încăpușe, ce, ce cânt eu aici, asta mulți și cântă viețile, nu știu ce. Da, ei oric, să facă entertainment. Acum, când ajungi la o anumită vârstă, trebuie să te mai gândești totuși că ai și alte responsabilități. Și eu unul, nu pot să mă apuc acum. Și dacă mi-ar da cineva o melodie trap, să zic, uite, cântă cu mine o melodie asta. Aș avea ce, ce să cânt. El a să zică că trage trei linii. Eu zic, nu trage, că nu-i bine. O să f stai liniștit, du-te acasă copile deci cam așa ar fi o melodie trap cu mine da, deci n-ai ce să faci cu mine asta A, nu, nu ne plac melodiile astea nu. dar revenind asta de acum revenind acum, muzica trap are energie energia aici și nu ar trebui să judecăm cu mintea de adus, ce fac copii părerea mea, că oricum cam acolo e undeva la 16 ani am fost la Beach Please, de exemplu, și na, toată lumea se distra pe melodiile alea. Erau și copiii mei, și copiii altora, și părinții. Eu am văzut toți părinții, erau oripilați, se uitau, stăteau lângă copiii mici. pe de altă parte, bă, dacă nu vrei, mai aduce la concert, știi? Nu, nu mai alimenta. Ce să zic? Acum... Toată lumea e supărată, dar toată lumea ascultă. Văzusem vă un TikTok adolescentele de acum mame în 2040 cu, cum o să-și uh, lege necopii, să uh, care o să fie cânt, cântecile de, de leagăn. Și unul dintre ele era asta cu nu uita să o aduci pe prietena ta și prietena ta să, vi să vină cu gagica ei. <laughs> <laughs> o lume minunată, e plină de... De ce? Nu știți, vezi? Nu știți repertoriul generației. Nu uita să o aduci pe prietena ta și prietena ta să vină cu gagica ei. O lume minunată, e plină de femei. Ah, am că e ceva mai rău. Și a Am înțeles. A, da? Minunat. O lume minunată, e plină de femei. Păi bine, dar să și bărbați, că nu mai e femei. Și aici ar trebui să vină puia și să spună opriți planeta. Nu, să zic, o plină de femei, dar și cu noi pe lângă ele. <lătări> femei. Sau pe lângă ei. E plină de femei. Mai nou. Nu vezi, că ne împrumutăm în continuu. Asta ar trebui să cânte trepării, nu despre femei, despre femei. Uh, hai să vorbim un pic despre situația ta locativă. Uh, uh, câte case ai în construcție acum? Bă, să zic că mi-a cam dat cu construcții. Uh, știi ce, ce s-a întâmplat? Nu știu. Mi-am făcut casă, mi-am făcut la Cernica când am avut eu o casă acolo, mi-am făcut așa în regim propriu, am văzut, mă rog, am făcut-o cum am putut, am vândut-o, după aia mi-am făcut aici în București, am făcut și aici, după aia m-am apucat, am făcut și la țară, la țară, la... era o casă de lut, am văzut acolo cum se face acoperire și cumva acum am început să mă pricep. Am mers acum la Hunedoara, mi-am mai cumpărat o casă de lemn, un lemn de ăsta de stejar. Că e o zonă acolo de... sunt satele astea semipărăsite, știi? Și e o casă din lemn de stejar de acum 100 de ani, foarte frumoasă, pe care vreau să o, o iau de acolo și să o mut undeva mai... mai aproape de București. Dar să păstrez lemnul nu ăla. Nu, nu mai găsești așa ceva. Și... Um, ar fi păcat să fie dărâmate casele astea, știi, tradiționale. Eu îmi doresc acolo să fac la un moment dat, nu știu dacă o să și reușesc, că nu știu dacă am timp, dar îmi doresc la un moment dat să, să crezi așa, ca un loc în care să te duci și să vezi un pic și de tradiție. Să când intri în casa aia să vezi așa, că e s-a păstrat ceva, să ai un peisaj frumos, să poți să, uite, probabil peste 20 30 de ani nu o să mai fie nimeni cu de la țară, să fie cu bunici, cum tot să mută, să duc în străinătate, satele să vând, probabil o să fie plin de pachistanezi. <laughs> o, nu, nu, o să mai ai autenticitatea asta și eu îmi doresc, îmi doresc să, o, să păstrez. E ceva, tradiție e ca un mesaj al strămoșilor pentru generația de acum. Asta e proiectul Casa Pui. Asta e proiectul Casa Pui Mici. Asta fac, uh -huh. uh, fac acolo la. Nu vă zic unde, că după aia lângă București. Mai... Lângă București. Nu că lângă lângă deja s-au scumpit casele pe lângă mine, nu mai pot să cumpăr nimic. Păi în zona fundulea, pe acolo. Eu. Uh, acolo fac. Uh... Și ai mai mult teren și vinzi? Am sau? 2500, nu, am 2500 de metri pătrați. Iată, atât mai mult. Da, și păi nu mai că s -a, s -a scumpit, am, S-a scumpit, că de când de am poți. pus vlog, vlogul ăla, mai te apropii. Cum are uh, Dorian? Hâți rezidenți. Fă și tu, pui rezidenți. Păi, da, <hânt> <la>, numai că. <hânt> i-am probabil de mai agil în astea cu imobiliarele, eu fac și eu, mie mi mie îmi place să și lucrez eu, știi, și mă mai duc acolo, mai fac și eu, mai lucrez cu un kilo nevastă, mea, mai mă ajută cu un prieten, mai așa, știi, nu o fac industrial, mă duc și ca să mă relaxez. Am recondiționat o casă, acum o fac, mai fac încă una mai mică. Dar acolo puteți dormi? Da, da, și, dormi. mergeți pe weekend sau cum? Da, mai mergem weekend mai faci mm. dată, fost de Crăciun, mai stăm pe acolo, poți să dai muzica tare, asta este un mare avantaj. Cum acum... În cartier are lumea la urechile foarte sensibile, deci n-am pomenit așa ceva. ce Dacă... tu muzica tare în, acasă? În... Vin după vremea când îmi pleca mamă cu tata, dacă scoteam boxa pe geam și nu se întâmpla nimic. Nu face nimeni scandal? Nu, nu, adică... Uh, stricat uh, Din cauza că s-au mărit foarte mult uh, prețurile la apartamente, lumea când își cumpără un apartament în Sălăgeană, are impresia că și în cartierul francez, cred că. <laughs> și atunci au pretenții de cartierul francez. Eu tot le zic, bă, fiți atenți, că aici se tine în București, dacă te pui un pic pe balcon, s-ar putea să cazi din București. Ai grijă. Deci nu, și lumea are pretenții de astea, și te trezești că. Sună. Să, să, acum am început să-i compătimez pe poliția locală, sincer să fiu. Eu nu cred că ăștia au timp să se ocupe de cazuri reale. Pe tot timpul sună cineva, bacă, e tare, bacă s-a în chestii de astea care, normal, lumea ar. Fi, înainte, vecinii și le rezolvau între ei. Nu aveai nevoie de un polițist. Că, că, să mai băteau copiii între ei, că ăla dădea muzica tare, că era o petrecere de ziua lui cu tare, că nu se rezolva totul cu poliția. era de la sine înțeles. Mă, azi e ziua lui. Tai mă, și tu liniștit un pic, că e ziua cu copilul. Mâine poate o să fie ziua ta. Și atunci o să tăcem noi din gură. Acum nu, e, fiecare pune mâna pe telefon, acum veni ceva. M a ceva. Deci, mă... Și la nevastă mi-a două amenzi De parcare la mine pe stradă a parcat probabil în fața unei curți. Nu a venit nimeni să sune. Bă, ia și tu mașina. Da. După, nu, a chemat poliția, du și amendă. Aici e o, o, problemă de comunicare între oameni și e foarte nasul. Dar eu continuu să Crezi că un... lumea a devenit din ce în ce mai sensibilă? Nu știu dacă sensibilă, dar... Um, foarte atentă la drepturile personale și, <laughs> și foarte libertăți. neatentă la, și foarte neatentă la, și la drepturile celorlalți. Adică nu îi empatizează. Cred că a dispărut de empatia asta. Adică observ, de exemplu, oameni care se duc la magazin și încep și ceartă o femeie de la magazin de la casă. Că nu, nu știu ce, că mai repede, că nu... Bă, femeia asta acolo de dimineață până... Adică e clar că are o muncă care nici nu știe ce e plătită. Nu poți să te superi sau te superi pe omul ăla de la raft, îl ceri pe ăla... Uh, uh, fac niște chestii de-astea, adică uh, li lipsiște, pur și simplu li lipsește empatia. Să, 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 să vadă că... Dar cred că e mai mult de atât. De lipsă Bine, de Bine, ne lipsește. Că... De, ce să, de ce să fiu un ipocrit? Ne lipsește. Când eram copil... Ne mai certau părinții, ne mai chemau, ne mai trăgeau de urechi, mai scoteau cureaua. Bă, dar nu țipau în magazin, pe stradă, cum țipă părinții ziua de astăzi la copii. Deci eu am văzut niște copii absolut asediați, de, de abuzați, în primul rând, sonor de părinților. Dacă. Da, deci știi cum problemele tale personale da. se răsfungă asupra copilului. Bine, hai să fim sinceri, că nu știu, mie mi se mai întâmplă. Deci, să mai. Trebuie tre 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 să, tre să, să înțelegem că ritmul rit rit ăsta al vieții e așa de rapid. Plus că, că mai făceam prostii că, că ne că, certau. Da. Acum, da. copiii doar respiră. Sau vor eventual o jucărie. Da. La ce te uiți? Nu! Da. Bă, zis, asta, asta e avantajul. Aveam desene doar sâmbătă. Ce te uiți la? Ce uiți? Uite, acum e un discurs. Bravo! Da, e, de, a, adică... e, 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 un stres. Să simte, să simte un stres și să simte o, o, o România, cordare, O în toate domeniile. România stă prost cu nervii. Asta cu siguranță că stă prost cu nervii Acum dacă și cu prafurile astea Să agită și mai rău E ca o cola de aia care o face așa Înainte aveai una normală Și acum o ieși și îi face așa Asta e Plus că n-am Ce să zic e, e și, e, și, foarte multă informație De asta știi? Și lumea cred că ajunge să creadă Că trebuie într-un fel Trebuie lucruri făcute într-un fel n a făcut copilul asta de ce nu faci asta? Că ăia fac. Ai... Și copiii la fel. Dar uite, cred că ai avut singurele două piese cu mesaj social din playlist radio de anul ăsta. Asta cu am stele căzătoare. M-am mirat, okay, mirat și pe mine. E tot o piesă socială. E, e Dar e, nu e de dragoste. Nu e de dragoste. prin nu mă asa asa să gândesc, gândesc, nu mă las. Cine nu te lasă de acasă, nu am câteva. De nu, păi, eu, hai să zic ceva. Nu că nu mă, mă glumesc, nu că nu mă lasă, dar. Uh, logic și normal, să faci o piesă, tu la 40 și ceva de ani faci o piesă de dragoste cu trei copii acasă, nu te întreabă asta, mă despre cine cânți, mă nebunule. Ia zic, cine e? Cine este muza ta? <laughs> <laughs> Care-i muza? N-ai cum să mai cânti despre așa ce că... stau, Andra nu cântă, trei de nu cântră. cântă. Cântă, pardon. Cântă. Andra cântă despre o dragoste abisală. Știu despre ce cântă. Dragoste așa, metaforică. Păi și tu nu poți să cânți metaforic despre dragoste. Păi nu că aici ți-am spus, Andra cântă pop, acolo să pot face metafore, la rep, repul e cam, eu așa îl înțeleg, pe artistul este, își pune viața pe tavă și cam vorbește din experiențele lui, tot timpul ăsta a fost un stil direct și așa cu cucerit publicul vă spun în lucrurilor pe nume și nu știu, eu așa consider. Adică nu o să mai cânți niciodată, nu o să mai scoți niciodată o piesă gen secret, discret, sus pe bar nu, sau nu, nu știu ce. Nu. Gata. Nu, că n-am ce să... Cine să mă inspire? Cine să mă inspire? Nu mai am... Ce subiect? să jos în beci, uh, păi trage ai, vinul. A, Să știi că a fost o problemă <laughs> foarte mult timp și ai văzut că am venit cu piesa Stele Căzătoare cântând despre cum eram când eram eu mic. <laughs> și deci uh, trebuie să abordez subiecte care... Mă interesează pe mine, atunci mă interesau subiectele alea sau eram în faza aia, uh, acum mă interesează cu totul alte chestii. Nu pot să... Niciodată n-am fost genul în care să pun versuri doar așa că cred eu că o să prindă. Poți să zici niște versuri de pe... dintr-o strofă de pe al... următorul album La Familie? Păi nu, stai că avem mai... Acum, La Familie e un album de cartier. Uh... nu știu să zic acu. Da. Uh... Avem o piesă care se numește 16, de exemplu. 16 linii, 16 versuri, 16 foi la dosar, care se în atâtea versuri, 16 grati la geanșă, 16 foi la dosar. Încă un vagabond în drum spre penitenciar. De cu 6 ani. E cu 6. Nu e cu legea 16. <laughs> nu știu ce lege e aceea. Nu știi că dacă torpești pe cineva, ți reduce din pedeapsă. Știu. E, pare rău. Am ajuns Am greșit podcastul, podcast, scuze. <laughs> <laughs> am uitat că aici e cu frumos și fain aici. Frumos și fain. E să lăjain. Să și simplu. Să Sălă, da. Să și simplu. Uh, da, sunt în altă era acum, sunt în, altă, în alt moment al vieții mele, nu pot să, să mai fac ceea ce făceam înainte, dar nici nu pot să mă dezic de cine am Normal. Vrut. asta e clar. Încerc să fiu o, cât posibil un tată responsabil. Nu mi este mereu, dar măcar încerc. Și, și un model pentru societate. Nu, asta nu încerc. Băi, nu, nu încerc. <laughs> Fiți atenți că mi s-a mai zis de multe ori. Nu vreau să nu mă las de model, nu vreau să fiu model pentru nimeni. Că nu, asta, e o, asta este o o corvoadă foarte grea uh -huh. pe umerii oricui și cine pretinde că vrea să fie un model, eu îi, recomand să nu greșească. Că dacă tu te apuci să faci pe profesor, să fii model, păi să nu cumva să dai greș că tu ne norocești pe o grămadă. Adică eu nu m-am apuc acum să sfătuiesc, credem că nici nu știți ce să sfătuiesc, abia știu ce să sfătuiesc copiii mei. Nu vreau să sfătuiesc pe nimeni și nici să mai de model, că eu nu știu dacă ceea ce fac eu într-adevăr e bine și atunci nu vreau să-mi asum că dacă eu o dau în bară, să o dau și voi în bar. Așa că dacă vreți un model și a, asta ar trebui, ar trebui să fie părinții. Părinții ar trebui să fie cel mai bun model. Pentru că ei sunt cei care te iubesc, ei sunt cei care îți vor cel mai multe ori binele. <laughs> și vorbim de familii normale acum. Și acum mă înțelegi de ce o grămadă de copii, dar inclusiv noi, în generația noastră, ne-am găsit modele, false modele în artiști, artiste, prezentatori de televiziune și așa mai departe. Pentru că s-ar putea ca ăia în care trebuia să găsim adevăratul model părinții să nu fi fost sau să nu fie în preajmă. Da, e, e, știi cum, în momentul în care există zidul ăsta între părinți și copii, nu afli foarte multe. Știi? Și e greu, e greu să, să, să comunici. Acum, dacă, dacă Părintele tot timpul te critică uh -huh. sau uh, încearcă să-ți dea un sfat, sau uh, câteodată chiar te și ceartă, la un dat nu mi ai spui nimic. Exact asta, eu în, un, încerc, dar nu mi-este -mi să recunosc, să nu fac chestia asta, pentru că uh, oricât de ciudat mi s-ar părea ce aud de la copiii mei, încerc să înțeleg, știi? Adică, clar că e altă, altă zonă, altă. Mă feresc să sfătuiesc. Știi că nici mie nu mi-a plăcut când era să fiu sfătuit. ai bătut un rapper în centru vechi că mă uit acum pe documentar. Nu, cine a zis? În trecut, pui a fost acuzat că a atacat și bătut un tânăr rapper și în centru... Păi tu crezi toate știrile astea? Păi, de te-am întrebat. Păi nu... ce să bătești. eu Apropo nu de modele. spune <laughs> cine a fost rapperul, că poate te iau nu, drept fapt, model. <laughs> Să scriu foarte multe lucruri despre mine. Odată s-a scris că am fost, am intrat într-un magazin, am băut, că m-am dus și m-am certat cu vânzătoarea când am vrut să-mi pun mască, după care a venit poliția și m-a arestat. Eu mă dus și mi-am cumpărat atunci, mi-am cumpărat o bere. Într-adevăr, n-am avut mască, dar nu s-a întâmplat nimic. M-am cumpărat una și a fost tot. Mă credem că am citit aia peste tot, că am început m-am gândit, zic, bă, ce cu Chiar așa m-am Știam că nu m-a luat poliția, că doar nu stâmpi, dar zic, chiar m au fi certat cu cineva și am sunat la magazinul ăla. Zic, doamnă, vă rog vă, frumos, vă, puteți să vă uitați pe camere să vedeți dacă s-a întâmplat cea? Și nu s-a întâmplat nimic. A intrat în magazin, ți-ai să spui mască, ți-ai cumpărat o mască și uite, asta, asta a fost știrea. Era atât de bună știrea Cine a mințit, cine a zis-o, era atât de bună încât nu s-a mai interesat nimeni dacă e adevărat. Evident. Și era prea bună, adică era prea era plauzibil, știți, ca eu să fac chestia asta. Cine, mă, puteia, mă, trea să, în primul rând, trebuie să treci la poliție, întreba acolo, mă, s-a arestat astăzi, lasă la numitul ăsta, că trebuie să fie în evidențele voastre. Nu s-a interesat nimeni. Da? Asta este. Așa că... Nu, e pâinea lui Dumnezeu, pui, în viața, în viața reală. Da, mă, vrei să sifonăm mai La sifon și simplu, să nu ești Sifon simplu. Izvorul minunilor. Că nu știu, n-am, n-am petrecut mult împreună, dar am petrecut ceva, inclusiv într-un turneu. Am Da, da. Și una dintre cele mai frumoase amintiri atunci când am ajuns pe, nu știu cât era, 5 dimineața, în Brașov, într-un spațiu în care credeam că suntem doar noi la masă da. și am vorbit vreo oră, după concert. Da, da, am da. vorbit vreo oră și la un moment dat, nu știu, unul dintre noi vrea să se ducă la, la toaletă. Și când erau perdea, zice, intrați pe în perdea aia și mergeți la toaletă. Și când am deschis perdea aia, o sală întreagă plină, un restaurant întreg plin de oameni care... A început să aplaude și să râdă. Da, Atât de bine ne-am distrat. Practic, am făcut un ministent, dar cred că le-a plăcut. Da, amintiri frumoase din da. tinerețile noastre revoluționare. Ce să zic că a fost așa de frumos că nu mi-aduc aminte nimic. Am mai făcut și un Revelion împreună, din câte, din câte țin minte. Deci, da, Am tot intersectat. Dacă tu spui, da, eu zic că. Așa, așa prefer să mă gândesc la mine. Păi aș să zic ceva, eu sunt cu minte. Probabil și, și Hitler credea că e cu minte, că face ceva bine. Știi? Haide mă, nu. Nu, nu uh, suportă comparația. Dar, no, sim, sunt cu minte. Care a fost cea mai grea perioadă? Că ai zis că ai avut perioada cu la familia, după aia o pauză, după aia uh, puia, mai, după aia... Cea mai grea perioadă pentru mine a fost uh, 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 cred că după ce a intrat uh, ultima oară SISU, atunci mi-am pierdut total încrederea în uh, ce se va întâmpla cu muzica. Că, contrar ceea ce crede lumea, că asta mi-a adus foarte multă publicitate, faptul că el apărea la televizor și că nu știu ce, mie nu mi-a adus absolut niciun pic de publicitate și din contră, lumea nu, m -a chema, nu, mai, nu mai puteam să mă la spectacole că nu mai avea nimeni încredere că se întâmplă ceva bine. Deci, bă, ăla să droghează, ăsta probabil și el e nasol. Și atunci am avut pentru prima oară un gând să pun punct cu muzica, pentru că nu, nu mai vedeam o Zic, am avut proiectul ăsta, e clar că s-a adus de tot, adică deja după atâtea probleme nu mai am cum să mai aștept încă 2-3 ani, așa. Adică erai convins că la familia era, nu da, va bă, mai putea nu era funcționa. Niciun, nici nu aveai un feedback, nu era internet atunci, nu puteai să știi, să mai ascultă melodiile, nu să mai ascultă, mai e vreun fan tău pe undeva, nu avea niciun contact cu ei. Tu doar când te duceai la, la spectacole și spectacole nu erau. Și... Uh, uh, practic am fost pus în situația să o iau de la zero. Am, am avut așa o perioadă în care m-am gândit serios să fac altceva. După aia mi-am dat seama că nu știu să fac nimic. <laughs> și mi a dat două palme și zic, bă, mă duc să-mi fac o firmă de asta. Cu srl că așa să încep afacerile. M-am făcut scandalos music. Și a fost pentru prima oară când am început să, să citesc contractele pe care le semnam. Și am văzut, mai vedem și eu alți colegi, ca să zic așa, din zona asta, Băi, aveau mașinuțe, aveau căsuțe, numai eu n-aveam nimic. Deci ceva undeva am greșit-o. Și am început să citesc contracte, am văzut că de fapt este un business cu foarte mulți bani, că dacă ești atent și dacă buncești și ești, ai, urmărești niște reguli, cu siguranță că poți să faci. Și am devenit așa autodidact, am început să lucrez în studio, am început să am ajuns pe la George într-un final din George Greș, Hora. George Hora, da. Am făcut niște piese și bum, de acolo într o lună mi s-au rezolvat toate problemele. Asta vorbește de, de momentul am părut, undeva am în, undeva în, Balcan. în Balcani și dintr-o dată parcă m-am lansat din nou. Deci perioada asta, nu știu, au fost vreo 5, 4, 5 ani. Pentru mine a fost foarte grea, a fost așa, era să mă duc la studio, oare mai are rost să nu mă mai duc? Nini știai dacă uh, mai are rost. Da? Dar din ce făceai bani în perioada Din drepturi, din concerte? Nu existau drepturi, că nu exista YouTube, nu exista digitalizarea asta. Uh, să spun sincer, era ultima perioadă, ultima zvâc al CD-ului. Mai să vindeau cât de cât CD-uri în perioada aia și să tot plângeau ăștia, știi, că nu se mai vând, că nu se mai vând, că lumea ușor ușor mm. se ducea pe net. Și aia a fost ultimul zvuc să mai vindeau CD-uri, mai Deci CD nici măcar din concerte nu făceai bani cu. Erau și concerte, doar că concertele nu se puteau face decât în cluburi, nu puteai să faci în aer liber. Mm muzica rap intrase totuși într-un con de umbră pentru că ușor ușor era în era cum se muzica, popcorn popcorn Să atunci. se lansau piese de genul ăsta, repu nu prea mai era agreat nici la radio și nici Și undeva în Balcan a deschis multe porți atunci și pentru Grasul, și pentru Ghesu, și pentru toți cei care au urmat după aia. Ei păi toată care... după aceea. Bam, bam, da. bam, bam, erau cluburi care, dacă te vedeau îmbrăcat larg și cu șapcă, nici nu te lăsau să intri. Adică așa de mult iubea lumea repu. Dar chiar și în perioada asta, erau oameni care mă opreau pe stradă și îmi spuneau, bă, ce mi-a plăcut -o, piesa cu tare sau... Bă, de ce nu mai scoși și tu nu știu ce? Sau... Și așa m-a ținut pe mine, asta m-a ținut în viață, pentru că îmi să seama, zic, boi uite, mai așa aduce lumea minte de mine, mai e cineva, știi? mai avea așa sufloarea, să te mai duci la studio, pentru că e foarte nasol să te duci la studio cu ideea că ceea ce faci tu nu va fi ascultat de nimeni după aia, știi? Adică nu ai pe cineva. Nu avea o platformă, două. Deci, noi, când am lăsat undeva în Balcan, nici nu ne-am pus pe YouTube, că nu știam de YouTube, nici mm -hmm. Casa de Discuri nu știa. Era atât de recentă treaba. De, -a pus al, deci piesele alea le-a pus altcineva pe YouTube. A, a, asta a fost o schimbare practic foarte mare în viața mea. Eu, pot, pot spune că lui Dumnezeu i s-a făcut milă de mine și m-a luat așa de undeva de jos și a zis, vin, domnul, stai aici. Îți mai dau o șansă. Da, cam așa a fost. pentru da, că. Sișu era în închisoare uh, atunci? Da. Să nu mai știu, oricum Că după aia ați scos din nou Dar la... se eliberase ceva da. După aia ați mai scos o dată la familia Am scos în 2017, eu vorbesc aici de 2006, 2005, 2007 după acolo. Și -a mult a durat până ați scos din nou? nu da, da A durat ceva Păi nu... dai seama că după ta pușcărie nu prea mai Când te obișnuiești cu mersul pe o stradă durează nu e ceva care... Dar se... crezi că ai fost terapie pentru el? Pentru că nu știu că e puteai foarte bine, pentru... oricât de mult de mari prieteni ați fi fost, oricât succes ați fi avut împreună, să-i întorci foarte bine spatele și să-i spui, din cauza ta eu am avut de suferit. Pentru păi, că mai Bă, jos. nu m-am gândit la asta. Prost am să-i zic. Nu i-am zis, nu. Uh, nu i-am zis pentru că nu a fost primul om. Adică am mai avut și danturaj, anturaj, am mai avut... Uh, Oameni care. Eu știu cum. Știu și cum s-a ajungea acolo. S-a ajungea până niște. Uh, greșeli de astea, copilărești, adică de foarte multe ori, cei care erau prezentați la televizor ca mari traficanți, mari hoți, mari nu știu ce, erau tot niște copii care au dus să rămbară. Nu erau. Ce exact. Și. Uh, și asta nu se a, poate. Mi-am dat trata. seama că, na, mai ales că era vorba și de dependență și că era o victimă. Nu era. Adică, așa am fost învățați și de părinții noștri, și în cartier, că tu trebuie să fii alături de om când are probleme, dacă ești prieten cu cineva, nu să fugi de el. Că asta, asta ne face, asta clădește o prietenie. Acum, cu la bine, toată lumea e cu tine, dar atunci se clădește prietenia când ești la rău și eu așa consider că un prieten trebuie să facă. Atunci intri, intră prietenia în rol. În momentul în care tu încerci să ajuți omul respectiv. Așa, la bine, toată lumea vine și zahăr, știi? Și bă, acum e timpul ca să ne mobilizăm. Acum îți dai seama că au fost momente când îmi părea rău că s-a dus tot. Ce clădisem noi și am în... avut de suferit din cauza asta. Am, avut de, am lui. avut de suferit, dar mă, și, mă, asta este orice. Eu cred că orice ușă închisă se deschide cumva pe alta. Dacă nu se întâmplă asta, nu începeam cariera solo, nu mă duceam la George și nu aveam cariera care o avem acum. <hâ> Și cine știe, eram tot eu cu și singur neînsurat <laughs> la hoteluri. <laughs> nu știu ce să zic, habar n -am. Așa... În camere separate. În camere se... Nu, că suntem la familia adormeam împreună. <laughs> De unde crezi că vine numele? <laughs> Ai aflat și adevărata povestea numelui la familia, pofti <laughs> da, ceea ce spune... Toate au un ro... Cred că toate, toate, sunt la timpul lor și cred că toate au un rost. Așa că... La mie... Dar scuze și a cerut sișu? Păi ce să-și ceară scuze, că s-a dus... Bă, la... iartă-mă, că poate ai avut de suferit în cauza mea. Întreb, nu știu. Cred că el, și el, ca și ceilalți din jurul meu, au avut greșit impresia, mult timp că eu am beneficiat de publicitatea care a fost în jurul... Că știi că el apărea la știri practic dicotul promova albumele, știi? adică mai lansăm o melodie, bangă la cum lansăm o melodie, cum îl are stat pe ăsta, știi? Deci era cine ce rapper mai apărea la știrile Pro TV? nu mai apărea niciunul. da seama. Și toată lumea credea că, băi, până la un moment în care unii credeau că noi facem special, că e o strategie. Zi bă, tu ești tâmpit, om, mă, cum să crezi că e o strategie? Dar și și, și a crezut asta mult timp, nu? Că Probabil tu beneficiezi el, de pe urma marketingului. Era, el era închis acolo, nici nu avea cum să știe ce se întâmplă afară. Dar lucrurile erau destul de grele. Eu, am, am luat-o pur și simplu de la zero, exact ca și cum am început să crez din nou o altă generație cu altă muzică, ca asta s-a și întâmplat. Am început cu... Ce lucram, înainte de undeva, Marca, am mai avut un album solo, care lumea probabil nu știe așa multe, dar a durat ceva. Asta a fost al doilea album solo. Nu, al treilea. Primul album solo nici n-a fost scos de Casa de Discuri, pentru că a zis că, domnule, l-a pus cineva pe net, n-are să-l mai scoate, uh -huh. după ce muncisem un an de zile la el după care l-am făcut posta pe al doilea la vreo doi ani și l-a lansat ca să i discu, dar nicio piesă n-a ajuns la radio. Um, și de-abia la al treilea, când m-am întâlnit cu George, atunci a, um, terminasem albumul și a zis, aia, mă, să mai... Nu, mi s-a stricat mașina la Timișoara, mi-a buit motorul și nu <laughs> n-aveam ce să fac. O săptămână până îmi repara o ea mașina, zic, aia mă, să trec pe asta pe aici, că ce să fac eu? Și așa a apărut undeva în Balcan? Și așa a pur atunci a făcut undeva în Balcan, doamna și Bagabontul și freș. Și uh, când am venit acasă cu mașina făcută, eram bucuros, m-am dus uh, și am arătat managerului meu piesele și am zis, Mamă, astea sunt. E serios. <laughs> și da, și de acolo ți-am zis, pentru mine viața mea s-a schimbat. Am început să am concerte din nou, am început să cred că se poate, că și am aia... și un rost. După aia, mai a urmat și a doua cădere a lupui Nu cred. că. De acolo ai mers constant. Nu, tot timpul a existat o constantă. că Cum, cum ți-am zis, în momentul în care a apărut internetul, chiar dacă nu mai erai la radio, lumea ți-a ascultat uh -huh. piesele pe net și tot timpul adică, le ascultea pe alea vechi, știi? Avea de unde să te găsească. Noi am avut un. Există, există momente în viața unui artist, când ești sus, când ești mai jos, dar noi am fost mereu pe o, o linie așa constantă, știi, nu coborai sub să zici că nu mai aveai niciun spectacol. Am avut momente în care n-am apărut, de exemplu, n-am avut piese la radio, uh -huh. n-am mai scos așa multe melodii, dar ă, asta e din cauza că n aveam nimic de spus. Și că, câteodată când n-ai nimic de spus, trebuie să taci. Pentru că nu trebuie neapărat, nu înțeleg de ce oamenii și închipuie că uh, artistul trebuie să fie mereu în pe locul întâi, să fie în trending, că așa trebuie și să scoți pe zi fiecare zi. Nu, trebuie să lași până la urmă lume și lumea să te dorească. Că nu ești tot timpul genial, că nu ai cum, nu ești super om. Și atunci trebuie să lași lucrurile alea să se întâmple. Și mi se pare că abia acum au venit timpurile în care toate generațiile te ascultă. Unii nostalgic, Mama, aici e groasă rău, deci în, acum nu mai dau autografe la elevi, dau la profesoare, <laughs> la balon <valut> de boboci <laughs> Și vin, vin părinții cu copiii și ce hai fă poză cu el. Și copilul, dai seama, mic, nu mă da. știe. Și zic, băi, stați așa un pic. Lasă copilul în pace, că n-are de zi. El ascultă pe Mickey Mouse. Nu. Nu obliga. Asta ce e trepări? nu, trepor? părinții își obligă copiii să facă poze, a. știi? Și zic, mă, nu, nu obliga că... Da, știu. Ascult altceva sau... Poate nu-i place, nu știu, nu dau seama, știi? Dar mi-am dat seama că la mulți le, le, rușine cumva să, că tu ca adult să zici că ești fanul cuiva și bagă pe copil. <laughs> Hai mă, fă tu poză și el a așa speria, știi? Cine ești? Știi cum, cum l copilul în unui străin? Ce rol a avut Melinda în toată povestea ta? Doamna Melinda. Păi am scris textele, <laughs> de am textierul meu de mult timp. Sau și le cenzurează. Aia, iubii, pantofii sunt criminale <laughs> de la ea. Serios? bagă bani, a scris-o ea subliminal, <laughs> ea mi-a indus-o. Uh, nu, uh, rolul ei a fost uh, și este, în uh, primul rând, că e alături de mine, mă susține, mă iubește, sper. Uh, și eu te iubesc. Cum adică sper. Păi, trebuie să... Sare și piper, nu stiu. Când ajung acasă, stai să. Ma, da! Stai că ți arăt eu. În uh, primul rând, am putut să clădesc o familie. Eu mereu am suferit uh, că na, în lumea asta artistică întâlnești foarte multe femei, fete, nu știu ce, ai Doamne experiențe. Și... Dar foarte greu să faci relații, că ai și un stil de viață pe care l ai și. Nu știi dacă respectiva te place că ești tu cine ești sau că te place pe bune. Și am avut norocul să găsesc o fată care nu prea mai asculta muzica așa mult și m-a plăcut așa cum sunt. Că na, fiecare cu bune și cu rele. Am reușit să facem o familie și am, am reușit să am un scop în primul rând. Să am un scop că băi, mă duc acasă, mă așteaptă cineva... Și acum eu banii așa care am câștigat, eu trebuie să fac ceva, nu mai trebuie să mă duc eu să fac pe nebunul, să mașini, haine și impresionez. Alte, să impresionez. Adică am ceva de făcut. Și a fost pentru, după mult timp, pentru prima oară când am reușit să, să fac o casă din banii care îi câștigam. Și, uh, casă pe pământ. Da, casă, da. Și uh, asta mi-a dat curaj, mi-a dat curaj și am simțit că, că, nu mai lucram ca să fiu un top sau ca să, să mă, să mă afirm eu sau nu știu. Lucram pentru familia mea. Adică mă la studio și lucram de bucurie. Că eram mult, mult, mai relaxat. Și asta s-a văzut după aia și, și în versul. Știam că mă întorc acasă la ceva. Da, ți-a zis vreodată, Melinda, Dragoș, anul ăsta ai făcut mai puțin bani decât anul trecut. Cred că trebuie să te pui serios pe făcut muzică sau... A? Mm, pf, nu, nu mi-a zis. că Oricum, când veneam acasă, îi dădeam banii la cum zic, cât mai puțin. Uh, nu, nu, că n-a fost niciodată o problemă la noi chestia asta. Uh, adică, nu pus la, la noi puțin. Nu, la noi e simplu, știi? Când ai mai mult cheltui mai mult, când ai mai puțin, cheltui mai puțin. Indiferent cu cât ai, se pare că procentul rămâne la fel. Uh -huh. Adică, nu știu cum naiba ai să faci, există un procent de cheltuială la fel. Uh, asta este când era de mers cu esclas, mergeai cu esclas, când nu mergeai cu Logan. Și asta este. Că, până la urmă, eu pot să mă descurc și cu mult și cu puțin. Ce era cel mai important e să ne înțelegem noi, să fim împreună și să ai strictul necesar. Adică, na, să ai casă, să ai na, copii, să poată să aibă posibilitatea să meargă la școală și toate chestiile astea. Cât de gelos a fost Melinda vreodată? Și să stric pot ca să Am <laughs> avut o discuție frumoasă. Are și ea fanii ei. <laughs> a, și tu, tu ești gelos? Eu, tu și eu sunt gelos și ea e geloasă. Bine, ea are mai multe motive că nu Lucrez în domeniul ăsta și probabil de asta, dar nu mai box. mult decât ar fi orice femeie normală cu. Un bărbat ca asta. Un bărbat special. Un bărbat special, da. Ca, Asta e că... Și lu nu lucrez la faur. asta tot îi spun. M nu sunt la faur. că dacă eram strungar, nu erau niciodată probleme, da. Acum tot felul de... Pane, mai mari, mai mici, mai situații, uite, cu fata aia care s-a suit pe scenă și chiar că a văzut, știa, a văzut-o pe ea acolo, sunt sigur, sau, mă rog, nu a fi văzut-o, dar i-am atras eu atenția, zic că se întâmplă lucruri de genul ăsta, că dacă nu erai acolo și o apărea imaginea aia până aceea, a, ai dansat cu aia toată seara, na, și eu nu eram de vină cu nimic. <laughs> Dau de bele, împotriva voinței mele dăm mereu de bele. Dar fetele cu cine să aliază? Cu tine sau cu, cu Melinda? Nu cred că să aliază cu cineva acum. ma. Uh, ele, na, ca orice copil, nu vor să ne vadă împreună. Și, uh, din nefericire, sunt foarte multe exemple de familii destremate. la la, uh, da, și la ele în clasă, la în școală. Sunt mulți copii care au cât un părinte, care au știu ce, și asta e una din fricile lor, cred că, că ar putea să, să nu se întâmple. Și, sincer, și una dintre fricile, fricile mele, pentru că, dacă nu ești atent, cred că oricând, oricui se poate întâmpla, cumva trebuie să fii mereu în gardă. Acum, cu teoria, stau bine, sper să stau bine și cu practica. Când au fost că... mândri ai tăi de tine? Mie îmi place să cred că mereu. <laughs> Dar eu zic că da, pentru că pe mine așa m-a lovit succesul ăsta destul de devreme. Adică de când m-am apucat eu de muzică, în 95, să zic, în 97 deja aveam primul album și în 98 a fost... Uh, tu pe o de Borfaș, acum, atunci m-am lansat. Și na, îți dai seama, era piesa în heavy rotation la televizor, deja eram o persoană cunoscută. Au fost mândri de mine, deși nu au înțeles și nu, nu, nu pot să cer la niște oameni să înțeleagă ce fac copiii. Adică clar că era, clar că nu, nu știu dacă puteau să asculte melodiile alea așa cu super plăcere. Deci, tu pe de ori faci, auzi, dușmanii mor când ne descurcăm mai bine. <laughs> M-am ascultat Beatles, tata, cenacul, flacăra, te-ai am când eu cu dușmani mărci și cu d-astea, nu. Ceva, era ca o placă zgâriată, dar, mă rog. Cu toate astea m-au susținut și le mulțumesc pe calea asta și uh, au fost mândri de mine și m-au susținut tot timpul, chiar și când apăreau tâmpenile astea în ziar despre mine, uh, niciodată nu m-au sunat să-mi spună ce-ai făcut, mă, nu știu ce. -ai, cea tot, mai mare tâmpenie care a apărut despre tine? Că îmi trag în venul, că, -mi, că, -mi, că -mi, Că am fost la dezintoxicare la, cu heroină, că sunt de siringar. Și... Uh, Asta la ce etapă? În ce etapă? În uh, a... 98 mi se pare că a apărut. Uh, chiar m-am și întâlnit cu ziaristul respectiv în mai multe ocazii și uh, i-am spus, băi, domnule, <gântul> mi s-ar cheia dat și o dedicație pe copertă. Nu știu, a fost grav, că m-a sunat mama aproape plângând, știi? Și zic, mamă, stai așa un pic, așa se vede. În gândul meu zic că am văzut la ăștia o grămadă, că nu poți să fii la siringă și să arăți că nu ești, că erau trași la față, le cădea dinții, erau vari. Și am spus, am vorbit cu ziaristul ăsta, am luat legătura cu el și am zis, băiatul băiatule, zic, tu nu poți să verifici și tu ochii, ți-a zis cineva, dar du-te și tu până la spitalul ăla și întreabă, bă, a fost ăsta internat sau nu a fost internat? Atât de simplu. Da, adică, nu, domne, că până la urmă știi cum e Și dacă dai o dezmințire, dai undeva mic jos Acum rămâne Și asta a fost, cred că, cea mai dură știre cu mine de asta. Erai și mic atunci e Eram și bil. mic, îți dai seama Era și plauzibil că ăsta era pe acolo Na. Dar uh, au avut încredere în mine tot timpul și m-au susținut Indiferent de ce s-a scris în ziar. Deci bănuiesc că a fost mândrii de mine. Mă Trecem acolo. la decernarea premiilor? Păi, de eu de asta am venit. <laughs> <laughs> -am... Bine, primul Ce premiu. Ce Ciocolată? Ce asta? Cum să fie ciocolată? Ce este? Trebuie să mai intri și tu prin, prin mol. Vezi că e acolo la Vitan. Nu? Tu stai aproape de București, mol. De Vitan. Bă, eu nu intru în bisericile astea ale capitalismului. O. <laughs> Poți să intri la Celinii să iei ceva frumos uh, Melindei sau da? uh, fetelor, găsești bijuterii rarissimo, sau dacă vrei și tu să, să devii bărbat uh, serios, uite în spatele tău, ai o super colecție de ceasuri TAGOER care era. Mama, să știu când ajung acasă, să fiu sigur. <că, că ajung la ora care trebuie. Ai purtat ceas vreodată? Nu. Niciodată? Am purtat, dar mă deranjează. Mă deranjează cu brățările pe mâini. Mă deranjează, cred că. Și la un nou, tot timpul dădeam jos și îl scoteam. Nu, l-am pierdut, până la urmă. Ia, ia, dar de tagoer ai auzit, nu? De? Tagoer, De brandul ăla de ceasuri nu. din spatele tău. Crede mă că, fii atent, eu sunt paralel cu... La mine brandurile s-au la Nike și Reebok. Deci, la Adidas. Nu știu nimic despre nimic. Dar ce brand de ceasuri știi? Nu știu Știu Rolex. Asta că toată lumea știe pe Rolex. Eu zic să încep de la tagoer. Seiko. Și asta e șmecher, adică? Foarte. Deci ceasurile premium, cam astea sunt. toate ceasurile arată aceeași oră. Și nu ca să fii bărbat în ziua de astăzi, nu trebuie să porți neapărat Rolex. Poți să porți un tagoer. Cunoscătorii vor aprecia. Dacă ești cunoscut, explică și mie de ce există diferență între ceasuri dacă toate arată aceeași oră? Deci ce le diferențează? Când rolul lui te uiți la el, cinci. Dar ce acasă. diferență este între aba și puia? Că și pe aba și pe puia lumea dansează. Păi, aba cântă muzică pop, cu Ia. așa. puia cântă rap, cântă în română, ale au păr, eu n unele, ceasuri, unele ceasuri sunt de diving, altele sunt pentru piloți. Da, dar uite, între ceasuri A, alt... de mână care arată aceeași oră, unul e 5 lei și unul e 50.000 de euro. Bine, are un pic de aur acolo, într-adevăr, are diamante, nu știu ce și, și, păi crește da, da. Valoarea. și Beatles face muzică și abi talent. Dar muzica aia Beatles e lucrată nopți în studio, e manufacturată, la fel cum sunt. Uite, ceasurile din spatele lucra Lucrate cu grijă, cu atenție la mecanism. Deci dacă mi-ar arăta nu făcute... univora de pe Marte, ce oră să mi-ar arăta. Da, sunt ceasuri, da. sunt ceasuri care au calendar perpetu. scuze mă că... Poate nu trebuie să fiu așa de nu, la gură. Nu. Pare rău. Uh... Ai, un, uh, ai un, voucher de la, de la ce linie O aici? să tai asta la montaj cu ceasurile. De, de ce? ce? Păi să nu stricăm șmecheria oamenilor. Sunt mulți care... Dar uite, pot să începi. Cât e ceasul ăsta? asta albastru. Păi nu știu, nu știi să citești ora? Bine, le găsiți la Celini în Băneasa sau mai aproape de casa lui Dragoș în Mai și pe teritoriul meu, gata. Cu ce? Cu asta. Cu vinul? Sper că vrei să-mi faci cadou, nu? Normal. Bun, asta... Pentru Melinda. Aha. Și yes. asta pentru, pentru tine. Una dintre cele 6122. Nu. Una dintre cele 6123 de sticle. 6.120 uh, Cu totul. 23. O să fie 6122. Că asta o să dispară. Da, exact. Atâta <laughs> mai rămân. Asta uh, e ca și cum nu mai e. <laughs> de pe unul dintre cele mai bune teroaruri pentru vin din Republica Moldova, pur care a dezvoltat brandul ăsta Academia Purcari este Aha. cel mai exclusivist vin. Are și, și pentru că un, un asemenea vin trebuie păstrat cu mare grijă, a fost păstrat în amforele astea de lut. Mergi cu bicicleta. Merg cu bicicleta, da. Nu știu cum duci toate lucrurile astea, ți le trimit prin Stai liniștit cam, deci dacă îți vine să crezi că azi am fost odată cu la o degustare și am băgat vreo 6-7 sticle de vin în rucsacul ăla pe bicicletă, adică pot să duc, nu e problema că mai ai. Ca să înțelegeți, Pui a venit cu uh, bicicleta de șosea, cu cască, ai și pantofi de ăștia special da, pentru bicicletă da. care se leagă la, da, da, la da. pedală cu clipsuri. Am mm -hmm. și până o aici în și cască, plouă, am mai multe. Acum am și o sticlă de vin, în caz că plouă pătrea, să treacă pe să un vin. Și arată un artist de succes în România anului 2023. Puh, sincer să fiu, și eu mă gândesc cum trebuie că am reușit, că normal ar trebui să am și eu o mașină, o astea Păi pe vremuri aveai. Pe vremuri aveam, dar... Mai ții minte aia galben, seatul la galben? Seatul cu ăla am ajuns până la Hamburg. <laughs> și fian, nu lăsam pe nimeni să fumeze în mașină. Până când a intrat, un, um, a, a intrat unul um, cu basculant și l-a îndoit până la jumate. A dormit omul la volan, nu știu ce a făcut. Și atunci am zis gata. Ai dat drumul la le... fumat? Am lucrurile materiale nu sunt importante, clar. <grijă> Degeaba ai grijă de ele că la un moment dat se duc. După aia ai avut Mercedesul ăla de epocă? Nu, am, nu știu ce mașină am avut după aia. ai -a avut un Mercedes? A, a am, um... l-am și la acum. La -am da, mai merge? Merge, mai dau cu ok, mai pornește, ce crezi? Dar mai mult cu bicicleta. Eu și dacă, dacă aveam mașină, tot mergeam cu bicicleta, pentru că, unul, nu mai suport traficul din București și mă simt mult mai bine când pedalez pe bicicletă și mă uit și eu în stânga, în dreapta, decât să alerg pe bandă la sală și să mă uit la paprika sau ce acolo. Nu... <laughs> Cam așa se, așa se face în sală la Slăjan? Păi da Deci alegi pe bandă de, de. și te uiți la paprika? De. Sau vorbești de ce o să mănânci după aia Sau hai să facem un șpriț hai, Bă, după aia unde bem? Mă... A, deci e felul tău de a te ține Da, e, o, e o Nu știu, mate, o formă de relaxare asta Pe lângă că și ajungi unde trebuie Absolut Da Bine Mulțumesc mult de tot Soția Merci conduce? Da, noroc, asta e norocul meu, că măcar are cine să mai ducă copii în Da, nu mergi tu singur la concerte. Păi. <laughs> Bine, vă mulțumim mult de tot. A fost Puia din Casa Pui Mici, a transmis pentru rezidența Fain și Simplu, v-am pupat. Cred că ți-am stricat emisiunea. <laughs>